posturile la rândul lor, deci posturile orientale, făcând o mică antiteză, veți vedea că sunt niște posturi aiuritii fără temelie. Și deși am să vă spun că sunt fără temelie, imediat o să facem o antiteză între ele și posturile care urmează. Am vorbit de cele trei caracteristici normale ale posturilor, ușor, greu și normal. Dar mai sunt și posturile isihaste. Și o să vedeți care sunt posturile respective. Sunt mult mai înalte și ajută pe om la sporirea în rugăciune. Și aici să fiți un pic atenți și să vă dați seama de ce. Deci să vă dați seama că aici de-abia problema se complică. Când mai mergeți prin mănăstiri, când mai mergeți prin pe la pusnici, când mai mergeți pe la oameni sporiți, pe la filozofi și încep să vă vorbească de rugăciunea lui Iisus și încep să vă vorbească de termeni înalți, sau o să mai auziți foarte des folosit în lumea laică cuvântul ăsta. E, are o lucrare adâncă. Nu-i lucrarea. Pe om trebuie să-l cunoști după niște criterii și vei ști automat ce este cu el. Și criteriile sunt următoarele. Posturile cele mai înalte și sensibile, cum li se spune, sau posturile isihaste, sunt următoarele. Este postul normal, greu și ușor, care intră la postul carnivorilor. Deci ăsta e primul, postul carnivorilor. Ăștia nu sporesc absolut pe nimic niciodată. Ca să știți, nu o să vedeți carnivori, să țineți minte lucrul ăsta, nu o să vedeți carnivori cu rugăciunea lui Iisus niciodată, nu o să vedeți carnivori cu contemplare în Duh niciodată, nu o să vedeți carnivori cu odihnă duhovnicească niciodată, nu o să vedeți carnivori cu rugăciunea inimii niciodată. Nu există așa ceva. Este treapta cea mai de jos a postului și cea mai slabă treaptă. Asta este treapta creștinilor din rând obișnuiți, nici măcar a călugărilor din mănăstire, pentru că și acolo unde se mănâncă carne în mănăstire, la fel este o treaptă inferioară de post, fără spor duhovnicesc. Deci nu sporesc într-un nimic. Din ce cauză? Mintea și simțurile sunt întotdeauna foarte îmbuibate de parfumul mâncărilor și de ceața patimilor. Nicodima Ghioritu și Teofan Zăvoritu, n-o spunem. 2. Este treapta postitorilor lacto-vegetarienilor. Lacto-vegetarienii sunt toți cei ce consumă numai vegetale de tot felul, deci numai vegetale de tot felul, și lapte, brânză sau ouă, atât, ouă. Deci ouăle intră la lacto-vegetarieni, ele deși albumina din ele și mai au ele acolo, sunt pentru că vin din proveniența cărnii, dar socotit că și laptele iese tot din vacă care e din carne, deci intră la lacto-vegetarieni. Ei, comparativ de treapta întâia a carnivorilor, care de-abia ajung la o simplă curățire, și ca să vă dau un exemplu concret, ca să vedeți ce înseamnă o simplă curățire, vă spun imediat. Deci carnivorii, care în postul mare sau în postul Crăciunului sau în postul Sfintei Marii sau postul Sfinților Apostoli, postesc postul normal al bisericii. Trăiește în curățenie cu soția, nu face bază de copii, nu desfrânează cu femei străini, nu înjură, nu bea, îi ponderat să mai roagă, merge la biserică, dar pentru el Dumnezeu rămâne sub centură. Adică el abia așteaptă să treacă cele 40 de zile și să taie porcul. Îl auzi și la servici sau și la școală. Păi aici o leacă mai este și trece postul și scăpăm și tăiem porcul și altfel treaba, vin sărbătorii. Ei, ăștia nu sporesc. Ei rămân pururi pe o treaptă inferioară, dar nu sunt declasificați. Deci Dumnezeu îi spune lui noi, toate să le tai și să le folosești ca pe o iarbă. Ar fi bine dacă noi am mâncat iarbă și am zis că e carne, ar fi mai minunat, dar ne vine greu treaba asta. Deci lacto-vegetarieni ajung la un stadiu de sânțâre. Dar nu e o sânțâre interioară, ci e exterioară, e o curățare, e o mai ușoară trezire a conștiinței. Adică în momentul când el nu consumă carne, trupul devine mai siluet, nu din punct de vedere fizic, adică mai, devine mai activ, devine mai atent, mai, cum să spun eu, un cuvânt din ăsta, mai vigilent. Deci trupul este foarte vigilent la lacto-vegetarieni. Ei sunt foarte isteți, așa, adică sunt foarte atenți la orice, somn liniștit, prudență în gândire, foarte dinamici la treabă, adică foarte maleabili în societate, deci nu sunt niște oameni greoi, moftoroși. Ăștia întotdeauna sunt oameni cu o structură fină. Și treapta asta este folosită de o parte din creștinii râvnitori, deci vorbim de râvna cea bună de unde ne-am întâlnit adineauri, și de o parte din călugării mănăstirilor. Deci de o parte din călugării mănăstirilor, pentru că sunt și mănăstiri unde se mănâncă carne. După așa le-i rândeală, așa le-i canonul, treaba lor. Și mergem mai departe. În treapta asta nu s-a ajunge la rugăciunea simțătoare.
Nu se ajunge la contemplare, nu se ajunge la desăvârșire, ci se rămâne doar la treapta cugetătoare. Îți mai atenți la Dumnezeu. Și spune Talase Libianu, conștiința lucrează de două ori, la păcat și la virtute. La ei nu lucrează la virtute, că nu au, lucrează la păcat. Mai asta nu-i bine să nu facă. E foarte atent, e foarte vigilent în chestiuni din genul ăsta. Apoi începe treapta a treia, sau a vegetarienilor. Treapta vegetarienilor este treapta pe care o folosesc, și aici fac mica antiteză între posturile orientale, yoga, zen, razestezie și bioenergie și toate celelalte nebunii, prin faptul că și ei au regimuri vegetariene aiurite. Adică, el mănâncă zile și zile grâu încolțit și după aia scapă din nou la unt, la brânză, la carne și la lapte. Pentru că așa îi prevede lui perioada aia când trebuie să prindă avioane, trebuie să mănânce grâu încolțit. Da, nu râdeți, e o întâmplare. Dar ce se întâmplă? Sfinții părinți ne arată clar, urcușul într-o treaptă duhovnicească nu este urcuș dacă nu este păstrat. Adică ce îmi folosește mie că eu mă duc pe un pod și la mijlocul podului am o bucată de pod lipsă și eu vreau să trec peste el, să ajung dincolo, dar nu am distanța, îmi lipsește. Pot să trec? Nu pot să trec, deci tot în apă mă duc. Ei, așa e și cu posturile astea. Deci ce mi-a folosit mie că am mâncat 21 de zile sau 60 de zile sau 30 de zile, numai grâu încolțit sau numai semințe de boabe sau numai fructe, dacă după aia scap din nou în celelalte mâncări? Nu? Sfinții părinți arată. Creșterea duhovnicească în treptele postului este de la un timp la altul, de la o vârstă la alta, de la o voință la alta și rămân limitrofe. De exemplu, unii n-au reușit să treacă din treapta lacto-vegetarienilor, dar nu se mai întorc la carne. Ce spune? Părinte, n-am reușit mai mult, dar zice, carne n-am mai mâncat de ani de zile. Ei, aia e o virtute. Deci aia e virtute. Nu când am mâncat un an de zile, întâlnisem eu, să vă fac o paralelă, ca să mai degajăm mintea, întâlnisem la Sfântul Munte un pusnic Melchisedec. El pretindea că este pusnic. La care respectivul spunea, zice, în primii 2 ani ai mei, când am venit la Sfântul Munte, zice, aveam 120 de chili, zice, și atât am slăbit, acum avea din nou vreo 90. Dar zice, atât am slăbit, s-au mirat grecii de mine, zice, nu știu dacă mai aveam 60 de kilograme. Și când am ieșit din pește, eram terminat. Și că mai zic și eu virtuții. Deci spune ea. Dar acum el se lăuda cu virtutea care trecuse. Sunt de acord că era o virtute care a reușit să facă acest salt să scadă la jumătate. Dar și mă bucură pe mine că ai postit și ai ajuns de 60 de kilograme și acum te-ai făcut înapoi din 90. Deci a stat un pic, a văzut el, nu-i bine să-ți faci atâta nevoință pentru Dumnezeu. Hai să o lăsăm mai lejer. A întins foara, a trecut la o treaptă de post normal, nu s-a mai făcut dita mai cât a fost de prima dată, că oricum nu-i stătea ca monah să fie prea încălat, dar a rămas la un post lejer, așa mâncare cât îți trebuie și la orice oră, și avea 90 de kilograme. Dar de acum oricui povestea și intra în dialog cu el, el povestea întâmplarea de atunci, cum s-au mirat toți la ieșirea lui din peștere, că mai avea 60 de kilograme. Că fi stat și o noapte într-un pișor, e altceva, dar până la 3 ani, ca moi seara cu dormit noaptea în pișoare, deși e o diferență. Deci, înțelegeți? Deci, virtutea nu se clasifică în perioade de timp. Virtutea rămâne practică atunci când este lucrătoare. Este singura lucrare nisihas care rămâne legiferată. Virtutea practicabilă. Deci nu există virtute moarte. Am făcut și îmi dă brevet. Ați văzut, dumneavoastră mergeți la școală, terminați facultatea de medicină și termin medicină generală și îți dă atestat de medic general. Și te impune într-un loc unde sunt copii, tu știi și un pic de ortopedie, și un pic de orele, și un pic de radiologie, și un pic de cardiologie. Deci din toate ai gustat un pic. Asta e medicina generală. Dar este una când eu mă duc să caut un cardiolog sau un radiolog sau un endocrinolog sau un psiholog sau un psihiolog, de asta ce depistează TBC-ul sau, deci, în specialitatea lui. Așa și el. El era un fel de medic general. Deci făcuse și el odată o treabă și aia de acum era afișată. Deci nu așa. Deci dacă sunt virtuos, rămân în continuare în practicare și cu cât sunt mai practic în virtutea pe care o am, cu cât dau randament din ea. Și că du-te la ăla că e un medic bun, are el cazuri vindecate, sau du-te la ăla că e un judecător bun, are el cazuri judecate, sau du-te la ăla că e un polițai nu știu cum, sau du-te la ăla că e un preot nu știu cum, sau du-te la ăla că e un bucătar nu știu cum. Deci fiecare în domeniul lui, ați înțeles? Cu cât virtutea sau
lucru respectiv se practică, cu atât devine mai autentic și el devine mai la barem. Adică baremile se schimbă ca în sport. Altădată pot să fiu lacto-vegetarian, dar uite ce se întâmplă. Pot să mănânc de 7 ori pe zi și tot lacto-vegetarian. Pot să mănânc de 2 ori pe zi și tot lacto-vegetarian. Pot să mănânc la 2 zile și tot lacto-vegetarian. Ce fel de lacto-vegetarian sunt? Deci sunt sporit sau sunt obișnuit? Aici trebuie să fii atenția. Deci asta este una din virtuți prin care se măsoară problema isihastă, lucru care lipsește categoric sectarilor, lucru care lipsește categoric orientalilor. Orientalii au perioade de timp, sectarii au perioade de timp. Sau au timpuri când nu postez deloc. Că așa e cel mai ușor. Pentru că mai ușor este a manevra banul și materia decât a manevra burta. Mergem mai departe. Vegetarienii. Vegetarieni este treapta celor râvnitori. Și de obicei eu țin o parte din călugării din mănăstiri și o parte din pusnici sau asceți. Asceți din zona temperată în special. Pentru că să știți un singur lucru. Este o mare diferență între postul egiptean sau postul patrical, sinaitic sau... postul din Valea Nilului sau postul patericului, deci postitorii patericului egiptean față de postitorii din zona temperată. Deci nu putem vorbi de un patericul rus sau de un patericul românesc în care pusnicii să fi trăit cu pesmeț și apă odată la 3 zile sau cerealier datorită faptului pentru că la noi zona fiind mai frig, trebuie înțeles lucru și din punct de vedere biologic, deci nu vorbim aiurea, vorbim exact la temă. Deci nu o să aduc pe Macarie egipteanul sau pe Antonie cel Mare să-l pun să postească în Alaska cu pesmeț și apă și să umbli cu haina ruptă. De asta vă asigur eu. Deci trebuie să fim foarte atenți în ceea ce gândim și la fel când ne apucăm de o nevoință să nu o luăm la întâmplare. Deci învii din zona izvoarele Sucevii și vrei să faci iarna nevoință în Maieu. Asta să nu fii niciodată, că nu te potrivești cu cel din Grecia care stă iarna la 20 grade sau 15 grade sau 10 grade, cu tine care stai la minus 40 pe Valea Brodin. Deci e o diferență între timp și știm prea bine că frigul sau căldura influențează foarte mult treptele postului. Acolo unde este căldură se face înfrânarea de la lichidii, iar unde este frig se face înfrânarea de la bucate, că dacă ți-i frig nu ți-i sete, ți-i foame. Degajarea de energie sau acumularea de energie, căldura... îl face pe om să acumuleze energie. Frigul face să o degajă. Mergem mai departe. La treapta vegetarienilor au ajuns și o parte din mirenii credincioși. Este una din cele mai frumoase trepte de post, socotită normală între treptele virtuale sau ascetice, prin faptul că foarte mulți au ajuns la sporuri înalte. Este treapta de cugetare duhovnicească. Deci mintea foarte ușor se stăpânește, mintea foarte ușor se curăță, se poate practica foarte ușor rugăciunea lui Iisus, se poate foarte ușor trece într-o stare mai înaltă de simțire interioare. Dar rămâne totuși treapta de foc. De ce rămâne treapta de foc? Depinde de cei care pot să o hotărască și să o ducă. Aici din nou ne oprim. Exces, extremă, deci exces, extremă și cale de mijloc. Calea de mijloc este aceasta. Cel care poate să țină postul vegetarian și este mai slăbit, poate să mănânce de 3 ori în zi. Cel care este mai sănătos, poate să mănânce odată în zi, sau odată la 2 zile, sau odată la 24 de ore. Cel care este exagerat și este tare de virtute și de caracter, poate să mănânce și la 2-3 zile. Dar noi întotdeauna mergem pe principiul căii de mijloc. Extremile le eliminăm exact ca la notele din jur. Cea mai mică și cea mai mare se dă jos și se face media următoarelor 2. Pentru că în momentul când luăm numai extremele, nu toți vor ajunge la extreme și nu toți vor ajunge la maxim. Sfântul Vasile, trup de trup se deosebește. Deci să fim foarte atenți. După aia sunt cerealierii. Altă treaptă, treapta a patra. Cerealierii ăștia sunt cele mai înalte trepte de post și de rugăciuni. Este foarte minunată treaptă. Ăștia mănâncă doar tot felul de sămințe, numai muiat în apă, nimic fiert. Vegetarienii mai mănâncă, deci țineți minte, vegetarienii mai mănâncă, cum îi spunem noi la țară, borș de zarzavaturi. Dar ăștia cerealierii nu mai mănâncă nimic fiert. Numai rădăcini, numai semințe de tot felul. Linte, orz, grâu și mai mănâncă pusnici respectiv. Deci post egiptean, deci este post din zona caldă. Și ăștia folosesc o anumită cantitate de boabe respective, de felul respectiv, dar le folosesc cu măsură. Cu măsură. În schimb, au o altă trecere la cantitatea de apă. Este dezhidratarea tot corpului, cum am vorbit, din cauza căldurii. Elimin mult apă, trebuie să consum mult apă. După aia, 5.
hrana uscată. Cei cu hrana uscată este acea hrană folosită tot în zona patericală, să spunem, de apus, deci zona caldă, deci zona Egiptului, zona Tebaidiei, zona sinaitică, în care se mâncau, cum mânca Antonie cel Mare, Eftimie cel Mare, Pahomie cel Mare, anumite cantități de pâine uscată, muiată în oțet și apă cu sare. Sau numai în oțet, sau în apă și așa mai departe. Deci este un compost la care se ajunge foarte ușor la orice treaptă înaltă de voință vrei, deci la treaptă de rugăciune. Dar aici începe lupta cu duhurile și spune la un moment dat, ci că și părinților de demult duhurile li se înmaterializau. Și spune că a venit la Sfântul Antonie dracu, curvie, în chip de copil de arab și i-a spus, zice, măi Antonie, zice, pe câți am gândilit eu, zice, și am dat în patima desfrânării, numai tu nu te lași, numai tu nu te lași, zice, gândilit. Pleacă, zice, prostule, micule și năvolnicule ce ești. Deci îți dai seama să-i spui lui dracu vorba asta. Și că și-a plecat dracu întristat, zice, cu darul lui Dumnezeu, cu darul lui Dumnezeu. Deci ține minte. O altă întâmplare de genul ăsta. Stătea un om într-o groapă și țipa. Văleu, 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 la care este întrebat de Sfântul Antonie. Ce urli, mă, ce-i cu tine? De 3 zile n-am mâncat nimic. Stai, zice, Antonie, s-a audit glasul lui Dumnezeu. Păi Antonie deja îi spusese lui, hăi, și eu nu mănânc de 40 și nu-s biar ca tine. Și că Antonie, cu darul meu, s-a audit glasul lui Dumnezeu. Deci și postul ăsta cu de hrană uscată nu este dat oricui. Deci este o tărie, în primul rând, a corpului, este o voință a firii și este un dar al lui Dumnezeu, căruia sunt rânduiți să ajungă la o treaptă atât din altă de poste. Poate vă este ceva nou sau vă plictisesc, dar așa trebuie tratată în sine problema. Apoi mai sunt fructifere. Deci este iarăși treapta a șasă a postului. Așa, fructifere. Ce mănâncă acest fructifer? Mănâncă semințele și roadele la tot felul de pom și de plante, crude. De exemplu, afâna, să spunem, luăm un pildă ca la noi, mărul, para, caisul, smochinul, curmalul, ce era în vremea patericului, că e tot din zona caldă, deci la noi nu se poate ține un asemenea post în zona temperată, probabil numai izolat, să spunem, într-o chilie cu căldură sau pusnici izolați undeva prin niște peșteri sau în mănăstiri izolate unde să nu fie în contact cu lumea și să aibă liniștirea definitivă fără a mai avea probleme cu lumea din afară ca să poată să nu degajă această putere de energie și pierdere de timp, să spunem, fiindcă timpul se duce și organismul cere, iar acești fructiferi au sporit într-o toate la rugăciune. Sunt foarte ușor, în urcușul duhovnicesc pe treapta rugăciunii. Dar este lupta mare de cădere în înșelarea cu duhurile necurate. Iar ultima și cea mai înaltă treaptă, sau treapta a șaptea a apostolului, este hrana duhovnicească sau sfintele tainii. De ce? Pentru că cei care au ajuns cu darul lui Dumnezeu la această treaptă nu mai sunt nici foamea, nici frigul și nici setea. Aici nu mai este nevoie de, duhovnic care este povățuiască, ci nevoie direct de darul lui Dumnezeu. Ioan, pusnicul din munții Sihlei, episcopul de Tighina, care a fost cu refugiu în timpul lui Stalin în munții Sihlei, poate ați mai citit prin convorbiri duhovnicești, te-a somnul, te-a obosit dacă nu poți te ajut. Deci imediat, deci Ioan îi spune lui Teodor Barzare, el întreabă, zice, să-ți aduc pe smes, ce să-ți aduc, ce să-ți dau? Zice, nu, nu mi-aduce nimic, zice, cu mila Dumnezeu am de toate, zice, eu sunt fiul munților, zice, pământul mi este, zice, perină și pat și cerul mi este acoperiș și darul Dumnezeu mă acoperă și de fric și de foame și de set. Deci este o treaptă foarte înaltă, la care cei care au ajuns la treapta respectivă, deci cei care au ajuns la treapta respectivă, care ați citit pe Ioan Casian, în general, vedeți că este o carte foarte groasă, și pe Ioan Casian, cu practici din astea monahale, și se cheamă Convorbiri duhovnicești cu părinții aia, cu Germano, cu... poate ai întâlnit, e un volum gros. Așa? Deci arată că au ajuns și la starea din blânzirea animalelor sălbatice, au ajuns la starea în care nu mai sunt frigul, nu-i mai atinge ploaia, merg pe apă ca pe uscat, merg prin întuneric ca pe lumină, sunt acoperiți să nu-i vadă oamenii și Ioan îi spune lui Teodul Varzarici, că de multe ori mă duc la sihăstria, stau în biserică, ascult rugăciunea, zice, dar părinții nu mă văd.
Și știți istorioara mai departe, cum Ștefan l-a descoperit și l-a legat să nu-i spune că l-a văzut și el totuși spunându-i duhovnicului s-a împlinit pedeapsa care i-a spus-o pusnicul de vei spune cuiva că m-ai văzut, să știi, zice, că nu vei sta în mănăstire. Și într-adevăr s-a însurat și anumul care l-a văzut pe Ioan din munții Sihle, de la Tighina. Așa. Am trecut peste treptele postului. De ce am făcut o caracterizare mai adâncă și mai puternică a treptelor postului? Ca să vedeți cât de înalt este postul în Biserica Ortodoxă și câte laturi fine are. Deci nu oricine mănâncă sau postește o zi sau două a ajuns într-o treaptă de post. E foarte tactică problema postului și dracu înșală pe om dacă nu este atent foarte ușor. Mergem mai departe. De acum, trecând de la treptele postului, să știți următorul lucru și pentru că deja vă plictisiți, am să fac o mică sinteză și am să scurtez o parte din subiect, dar nu trecând peste el. Spune așa, cei care au ajuns la treaptă înaltă de post, începând de la vegetarieni în sus, scad în treptele păcatului, deci merg invers. Postul merge în jos cu trepte înalte, deci pornind de la cea mai slabă, păcatul urcă de la cel mai mare spre cel mai mic. Deci se face invers, o paralelă. Deci se face o orizontală între du-te și vină. Pentru că treptele urcă în sus. Deci ăștia care postesc și ajung la o treaptă înaltă de post, ajung la o treaptă foarte mică de păcat. Poate până la momeala cu gândul sau la, să spunem, la lupta minții cu păcatul sau până la amintirea cu păcatul. Sau să spunem, poate făptuirea, să spunem, faptei cu gând de mândrie sau altceva, dar nu ajung în treptele de cădere în păcat, pentru că sunt feriți cu darul Dumnezeu prin puternicia postului. Pot și ei să cadă, spune Antonie cel Mare. Și mare sihastru al pustiei a căzut. Era vorba de un alb al pustiei, pe lângă care a stat dracul când a dat raportul iad și a spus 40 de ani am păzit pe un pusnic până l-am dat în păcatul curvii. N-a curvit cu femeii, prin păcatul Malachiei. Mergem mai departe. Rugăciunea sau aripa a doua a sufletului. Rugăciunea influențează foarte mult urcușul duhovnicesc. Am vorbit de post, am vorbit de treptele păcatului, deci de acum luăm imediat rugăciunea și urcușul duhovnicesc. Cine a ajuns la rugăciune înaltă, deci ajunge numai după treptele de post înalte și trepte mici în treptele păcatului. Ea este de laudă, de cerere și de mulțumire. Rugăciunea de cerere, Tatăl nostru care ești în ceruri, așa ne-a învățat Hristos să ne rugăm. Rugăciunea de laudă, slavă ție Dumnezeu nostru, slavă ție Împărate Ceresc și Prea Sfântă Treime. Iar rugăciunea de mulțumire este toată rugăciunea în care spunem mulțumim Doamne pentru toate sau slavă ție Dumnezeu nostru, slavă ție sau aleluia, aleluia, aleluia sau amin sau orice rugăciune scurtă prin care preamărim puterea Dumnezeu. Ca ta împărăția, ca ta puterea, ca să stai slavă ție să cuvine, tu ești Dumnezeu nostru și așa mai departe. Ecfonisele din cadrul slujbilor de cult. Cum să ne rugăm? Iarăși o problemă foarte importantă. Mulți s-au rugat. S-a făcut odată o mare conferință în pustie la care Sfântul Antonie a spus. Eu i-am spus, de fapt, lui Eugen, că subiectul e lung. Așa am vorbit de acasă. Zic să vă așteptați că aveți de stat, pentru că și se întâmplă. Eu nu prind vreme și dacă era oaia acolo, era poate și mai bine, dar e bine și așa, pentru că mai mulți, mai puțini fiind, îi spuneți voi la mai mulți. Da, mergem în continuare. Nici nu mă gândesc până la șase mai este. Deci, după ce am trecut cele trei trepte de rugăciune, mulțumirea, lauda și cererea, deci intrăm în treptele rugăciunii sau cum să ne rugăm. Rugăciunea este influențată în primul rând de iertarea păcatelor. Hop, că iar ne trântim de unde am plecat. De ce? Până nu avem încredințarea că Dumnezeu ne-a iertat de păcat, noi nu știm dacă ne-am rugat. Deci nu știm dacă ne-am rugat. Pentru ce lucru? Eu am notat aici doar câteva sfaturi, mici și ușoare. Iertarea înseamnă împăcarea cu Dumnezeu. Ia să vedem ce spune Sfântul Vasile cel Mare la lucrul ăsta. Zice, ce este păcatul? Este depărtarea de Dumnezeu. Ce este virtute? Apropierea de Dumnezeu. Când cunoaștem că Dumnezeu ne-a iertat de păcat? Când nu-l mai facem? Când cunoaștem că Dumnezeu ne iubește? Când fugim de păcat? Și când cunoaștem că Dumnezeu este lângă noi, când durăm păcatul. Deci țineți minte. Când nu faci păcatul, te-a iertat Dumnezeu. Când fugi de păcat, te iubește Dumnezeu. Iar când urăști păcatul, te apropii de Dumnezeu. Ați înțeles? Asta este formula cea mai scurtă.
caracterul rațional și canonic. Am pus eu un alt mic sub încadrament. Ce înseamnă caracterul rațional? Din punct de vedere rațional, dumneavoastră nu vă dați seama, adică frățâile voastre, nu vă dați seama, deci de cât de puternică este iertarea în taina duhovnicii, adică când duhovnicul își pune epitrafilul pe cap și spune te iert și te dezleg. Tocmai prin faptul, deci tocmai prin faptul că acest lucru se face nevăzut. Deci această taina iertării nu se face în glumă la întâmplare. Preoților sau o parte din noi duhovnici mi se pare la întâmplare, hai să dezleg să scap, nu? Ceea ce ai dezlegat în clipa când s-a dezlegat prin limbă, am furat, am curvit, am făcut cu tare sau cu tare și s-a spus te iert și te dezleg, nu la întâmplare și la voia mea, ci în domeniul canonic sau în caracterul canonic, asta automat trece sub puterea lui Dumnezeu și aici vreau să fac paranteza. Să nu credeți că se pot face glume cu Dumnezeu. Adică odată și eu te-am dezlegat de un păcat, să mă supăr pe tine și să spun nu, nu te mai dezleg de el, ești iarăși din nou legat. Nu există așa ceva, pune un pahar cu apă. Deci nu există așa ceva. Deci ce am dezlegat, dezlegat rămâne. Dacă am greșit și am dezlegat la întâmplare, eu răspund în ziua judecății. Dacă am greșit și te-am dezlegat pe tine în glumă, voi răspunde că am făcut râs de taina lui Dumnezeu. Sau dacă voi am dezlegat ceva și este peste puterea mea și de competența arhiereului, tot eu răspund în ziua judecății dacă tu ai mers din mai rău, mai rău. Scriptura. Ori pe ori, povățuindu-se, cade în groapă. De-aia am pus caracterul rațional canonic. Și aici, la caracterul rațional canonic, vreau să mai fac încă o atenuare ușoară. La codul civic, moral al bisericii, ce vreau să spun de lucrul ăsta? Ați văzut că biserica are niște legi cu care se confruntă toți creștinii și uneori nu vor să le suporte sau poate preotul abuzează de ele? Se termină saliva din gât. Sau... preotul abuzează de ele și trage de credincioși. De exemplu, ce zice? Băi, să-mi iasă mai bine, trag de ei cât pot un an, doi, ca păi mă mut într-o parohie mai bună sau altceva. Nu. Invers. Codul civic și moral al bisericii este pus în biserică ca oamenii să se îndrepte. Și aici vreau să vă fac trei lucruri. Deci caracterul canonic și civic. De exemplu, în Canonile Apostolice spune așa. Pentru păcatul curvii eu trebuie să canonizez 2 ani după Ioan Pusnicul, 7 după Sfântul Vasile și 14 după Grigorie de Nisa. Am luat un exemplu. Ei, vine preotul în codul civic și în puterea lui în biserică și spune tu să-mi aduci 3 kg de șară curată și s-a prins un pachet de lumânări și că zău, o preasfântă născătoare Dumnezeu, adu un ștergar la biserică și un sol și te-am iertat. Nu există așa ceva. Deci trebuie să fiți foarte atenți la chestia asta. Nu există. Asta este o înșelătorie și un sacrilegiu în biserică sau fur de cele sfinte. Nu se dau sfintele taine în schimbul lucrurilor materiale. N-a curvit lumânarea, n-a fumat covorul, n-a greșit șara curată, n-a înjurat tămâia și n-a, să spunem, nu s-a rugat și s-a culcat dobitoșește metrul ăla de ștergare care îl dai tu să-l pune preotul la icoană. Tu ai greșit, tu te pocăiești. De-aia, caracterul canonic în biserică are, în primul rând, un rol curățitor. Și de la caz la caz, să mai faci și aici o ascultare. Și o să mergem noi imediat la treaba respectivă, să o analizăm așa pe parte. Duhovnicul. Deci, în puterea iertării, asta se face doar în virtutea duhovnicului. Poate dezlega arhiereul, care este duhovnicul de plin sau următorul lui Hristos pe pământ, deci nu, cum se spune la catolici, deci umbra lui Hristos, ci este doar un înlocuitor al lui Iisus Hristos, arhiereul, are plinătatea darului de săvârșit prin punerea mâinilor, hirotonește. Iar duhovnicul este mesagerul arhiereului. Dar de ce este mesagerul arhiereului? El poate, duhovnicul, deci poate, să dezlege ceea ce îngăduie prin delegație de către arhiereu, prin hirotesia în duhovnic, și aici el, din punct de vedere spiritual și luminat de Duhul Sfânt, leagă și dezleagă, precum o să vedeți imediat, sub forma ascultării. Ia ca și apare nou. Deci am vorbit de păcat, de pocăință, de iertare. Toate acestea trei merg sub o singură putere. Ascultarea. Dacă nu am ascultarea, nu pot. Deci nu pot să leg și să dezleg respectiva lucrare din ceea ce am discutat noi doi între un penitent și un duhovnic. Duhovnicul este, în primul rând, organul Duhului Sfânt. Adică, hirotonia care este asupra lui nu-i aparține. El nu poate să facă abuz de ea, lucru care l-am vorbit anterior. Duhovnicul este omul de legătură cu Dumnezeu. Adică,
Eu nevrednic și duhovnicul, puterea ce mi-este dată mie, te iert și te dezlegi. Deci duhovnicul arată lucrul ăsta. Dar în virtutea în care îngăduie Dumnezeu să dezlege. El face un reper de contrast. Adică, a să mă întrebați ce e asta. Eu așa l-am notat că așa îmi place mie. Ia ca să vă fac o întâmplare. Vine, de exemplu, am în față o bătrână căsătorită cu 6 copii și o fată de 16 ani. Și sunt în fața duhovnicului amândouă. El, ca duhovnic, poate să mi le aducă pe amândouă la aceeași linie, la un moment dat. Atâta putere are ca duhovnic. Să spunem că tânăra este curată sau desfrânată, să spunem că bătrâna, mama este curată sau desfrânată. El, prin spovedanie și prin dezlegare, îmi face un echilibru între ele două. Și care este echilibru? Atât una cât și alta, dacă au păcate, dezlegate fiind prin taina epicleză și a dezlegării, ele ajung pe aceeași linie de plutire. Deci ajung creștini activi în biserică, în pocăință, în puterea de a se pocăi. Dar în același timp, pot să ajungă și la egalitate. De ce pot să ajungă la egalitate? Poate să fie păcătoasă și una și cealaltă sau virtuoasă și una și cealaltă. Dar în lucrarea harică, deci în lucrarea rugăciunii și a urcușului duhovnicesc, sunt egale. Deci Dumnezeu nu o să-i răsplătească fetii mai mult că-i fată sau bătrânii că-i mamă cu copii mai puțin că-i mamă. Sau mai mult mami și mai puțin fetii. Nu, el merge egal. Duhovnicul este oglinda puterii personale. Și aici mă opresc și vă fac iarăși legătura cu prostiile care se întâmplă în zen, yoga, razestezie și în toate celelalte. În yoga mergi la întâmplare și te chinui tu și te zbați până prinzi posturi de radio și te transformi în radio viu în loc de radio electronic. Iar în razestezie te încarci cu niște puteri care crezi tu că sunt miraculoase, dar de fapt a intrat dracu în tine și te chinui el și îți dă putere să nu-ți vezi, spune la un moment dat, deci ăsta cum îi spune, Teofan Zăvăritul, probabil pe partea aia altă a fost spus. Spune la un moment dat Teofan Zăvăritul, zice, cel ce vrea să se cunoască pe sine, să se afișeze duhovnicului său. Și cum te afișezi duhovnicului? Numai printr-o spovedanie sinceră de tot, adică am anunțit că egal, 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 exact acum au pocnit. Așa. Deci numai printr-o spovedanie sinceră, corectă, exact, exact, tu poți să ajungi la o virtute. Adică, ascunderea păcatelor la spovedanie. Deci ascunderea păcatelor la spovedanie înseamnă sacrilegiu și înseamnă eșec. Aia ce mai se întâmplă și în yoga. După aia, nesinceritatea la spovedanie, cum spun Sfinții Părinți, este semna ultimii viclenii, sau îi se mai spune spovedania fățarnică. Mai departe, este o necunoaștere de sine și în loc să revii la revenirea în sine, deci caz mai rău, ori pe ori povățuindu-se, cadă în groapă, iar duhovnicul este singur în măsură să te pună în referul de unde pornești. De exemplu, să vă dau o întâmplare, o chestiune. Stă teolog, a făcut 4 ani de teologie, a studiat isihasm, a studiat școala tehnicii de rugăciune și așa mai departe. Și stă și se roagă o viață întreagă și nu sporește într-un nimic. Și merge o bătrână și se pune în genunchi în fața unei icoane și deodată îi apare deasupra capului o lumină verde. Caz actualmente întâlnit de săptămâna trecută la spovedanie. Vine o bătrânică la vreo 60 de ani. Și îmi spune, zice, părinte, v-am ascultat la o predică acum câtva timp în urmă și a spus că nu-i primită la Dumnezeu rugăciunea dacă nu-ți apare lumină. Zice, am stâns becul și atâta m-am rugat, zice, prin tuneric la candele, dar nu s-a aprins nici o lumină. Zice, înseamnă că-s păcătoasă? Ei, nu, zic, s-a aprins, dar nu s-a descoperit, s-a vezi ca să nu te mândrești. Și chiar aveam lumină. Și acum să mai vede un pic. Deci, ea săraca în mintea ei, în gândirea ei simplă, a crezut că trebuie să apară o lumină. Semnul iluminării apare, dar acolo unde voiește Dumnezeu să descopere, deci nu la întâmplare. Noi oricare putem să atingem mici trepte de rugăciunea lui Iisus, dar să nu știm că le-am atins. La fel și ea s-a rugat să-i apară lumina. Iar o altă întâmplare întâlnită tot recent, nu de mult la spovedanie, deci o întâmplare legată de ascultarea față de duhovnic, un băiat care lucrează prin Australia, foarte cu minte, un băiat la vreo 30 ceva de ani, necăsătorit. Tot îmi spunea că acolo se lucrează foarte mult spiritismul și ocultismul. Și mă întreba el printre toate cum să facă el ca să scape de cursa asta a ocultismului și a spiritismului. Și atunci eu, ca să termin foarte repede de scris lui într-o scrisoare, spunându-i vorba, zic să-l fac să nu aibă nici timp să se mai ocupe de spiritism sau ocultism, sau să-l duc îngerul la vreo vrăjitoare, îi spun, zic, mai Ionuț, zic, trebuie să pui mâna să înveți psaltirea pe de rost. Asta anul trecut în vară. Îi scriu lucrul ăsta. N-a mai primit de atunci de el scrisoare. Adică canonul i s-a părut lui prea greu,
și a trecut la executarea lui, nemai dând un telefon sau scriind o scrisoare: părinte, e posibil așa ceva? Dar eu, când i-am scris în scrisoare, am spus: tu, dacă vrei să fii un creștin bun în rând cu toți creștinii, pune mâna și învață psaltirea pe de rost, las ocultismile și spiritismii, că nu-s din nasul tău. La care el automat a luat psaltirea. Ca să mă trezesc cu el acum la începutul postul Crăciunului, că întors în țară pentru o săptămână, două de concediu, că apoi pleacă din nou după sărbători, vine și îmi spune, și că îl caut pe părintele Calistrat. Zic, eu sunt. Zice, vreau să mă spovedesc. Dar de unde ești? Păi, eu sunt băiatul ăla din Australia, zice, care v-a mai scris. A, tu ești Ioane, ce faci? Zic, cum stai? Zic, ai reușit să sporești cu ceva? Zic, te mai rogi? Părinții, zice, mi-a trebuit jumătate de an până am învățat toată psaltirea pe de rost. Zice, eu știu toate, și cu molifte, și cu tot, și între ele, cu tot, cu tot, cu tot. Și zic, cum? Dar eu fac, zic, ei, și am un ai stimul de reșcă, până ai să înveți și Scriptura mai este. Stai, liniștiți, că nu-i chiar așa cum să se pare ție că ai luat-o prea razna. Dar asta pentru ce? Oglinda personală sau cântarul virtuților, aici ne oprim. Că aici e lupta care vreau să vă scot în evidență. Deci unii oameni depășesc duhovnicul, să știți treaba asta, deci să aveți în minte lucrul ăsta, să nu vă vedeți întotdeauna numai oameni păcătoși, adică fiind în fața duhovnicului cu epitrafir sau cu rantea pe el sau cu dulama, să credeți că gata, voi sunteți cei păcătoși și el e cel desăvârșit. Nu! Sunt cazuri și în cazuri în care să înveți psaltirea pe de rost, îi trebuie ani de zile. Și ăsta n-are decât un liceu energetic și o facultate de chimie făcută acolo la întâmplare. Bine, nu e un băiat chiar de 2 lei. Dar ce se întâmplă? Ți depășește. Eu personal nu știu psaltirea pe de rost. Nici nu știu dacă m-am gândit vreodată că e necesar să învăț. Și le întrebam mai departe. Și cum te rogi? Zice, părinte, uneori când conduc mașina, eu am 120 de kilometri până la servici. Zice, timp de 120 de kilometri într-o oră și ceva cât îi fac până la servici, zic aproape 7 catisme pe din afară. În timpul serviciului stând mai zic câteva, iar ce nu termin, zice, termin sara. Și zic, cum te simți? Zice, este adevărat că mă sunt excelent, zice, dar dacă o zi nu s-a atent sau două sau trei să meditez la psalmi și când încep să-i uit, are trebuie să iau cartea să mă uit, că trebuie să fiu foarte atent la ei, deși dar i-a dat Dumnezeu, să-i țină minte, dar să nu-i lese, că dacă îi lasă nu, să nu-i piardă, să nu-i încălcească. Zic, ai făcut și tu ceva bun acolo, zic, ei, merge, hai, să te admit, zic, uite, am să-ți dau voie să te împărtășești, dar asta nu înseamnă că ai să scapi, zic, de învățat Scriptura pe de rost, zic, trebuie să pui mâna să înveți acolo și să știi, că altfel, zic, nu ești în rând cu creștinii. Ei, asta am făcut-o nu pentru că este necesară să învăța Scriptura pe de rost, să-i dau încă o ocupație în plus mințe, în care el să se smerească în sine lui. Asta este o lucrare a duhurilor, de aia se cheamă duhovnic, omul care mântuiește, care cârmuiește duhurile. Dacă eu i-aș fi spus lui, brava, ca tine n-a făcut nimeni extraordinar, nimeni nu mai știe psaltirea față de tine, foarte rar unii să știe psaltirea. El acum s-ar mândri cristitos, faptul că i-am spus că nu-i nimic, el în sinea lui știe că e un păcătos ca toți ceilalți. Deci de asta duhovnicul trebuie să aibă în el și el poartă oglinda puterii personale a fiecărui om. Deci duhovnicul știe cu cine pozează în fața lui și știe și măsură de canon să-i dea sau știe că trebuie să cântărească. Vorbeam la fel de cântarul virtuților. Duhovnicul este singurul măsură care poate să-ți spună când tu ai sporit și când. De exemplu, uite, vine vitul la spovedit sau oricare altul și începe să-mi spună. Uite, părinte, am avut vedenia cu tare, mi s-a arătat cu tare, am visat cu tare, mi s-a întâmplat cu tare, cu tare. Deci începi să-ți spune, să-ți expune. Uite, am știut cu tare, am pățit așa. Ei, tu ca duhovnic, folosindu-te de cele 8 vedere ale minții din Petru Damaschin, Filocalea 5, tu trebuie să știi și să-l înțelegi pe el inteligibil și spiritual, pe penitentul tău de sub epitrafir, la ce virtute a ajuns. Să vezi, îi vine din lucrarea satanii. Îi vine din virtute, într-adevăr, îi descoperă Dumnezeu pentru simplitatea și sinceritatea lui, pentru ascultarea lui, îi din mândria lui, îi din dorința lui de arătare. Asta este o carte foarte frumoasă a lui Antonie Plămădeală, Cartea Regulii Pastorale se cheamă, care arată cum se cărmuiesc credincioșă. Mai departe, duhovnicul este un sculptor duhovnicesc. Și trebuie să știți prin lucrul ăsta? Trebuie să înțelegeți următorul lucru. Duhovnicul poate să-l modeleze pe un tânăr acolo unde e nevoie, numai în măsura asta. Mâncați acolo afară de acolo. Deci numai în măsura asta poate să-l modeleze. Se poate întâmpla când tine să fie o virtute care tu să nu o lucrezi. Ai terminat facultatea, ai terminat, să spunem,
să spunem că ai făcut și yoga, că ai făcut și karate, că ai făcut și judo, că ai fi făcut tu și o medicină și nu știu mai ce, sau nu mai știu eu ce altă specialitate. Dar duhovnicul vede în tine prin lucrarea personală și râvna care o ai, că în tine există, să spunem, talentul să fii poate monah, sau să fii sihas, sau să fii rugător, sau să fii căsătorit, sau să fii necăsătorit, sau să fii celib. El te sculptează și te modelează și te încearcă în măsura în care vede că îi reușește sau nu. Dacă vede că exagerezi într-o una din ele care ți-o pus, o dă pe ailaltă. Deci el te reglează, fără ca tu să-ți dai seama, din lucrare și din atenția lui și te pune pe linia în care tu poți să mergi exact în viață. Pentru că întâmplător întâlnisem odată un caz, veniți aici la spovedit și îmi spunea, zice, părinte, zice, eu vreau să mă căsătoresc, dar pentru ce vrei tu să te căsătorești? Zic, și vrei femei? Nu, zice, mie mi-a spus cineva că nu-s bun din mănăstire. Eu spun că nu ești bun nici din surătoare. Dar el mă întreabă, zice, de ce? A, vrei să-ți explic de ce? Uite, vă explic acum de ce am spus lucrul ăsta. Dacă tu ești neînfrânat în mănăstire și ești un destrăbălat, ești bețiv sau desfrânat sau altceva în mănăstire, crezi că în viața civilă vei duce cu femeia o viață curată, tot din neînfrânat. Tu vei fi ăla care vei trăi cu ea și miercurea și vinerea, tu vei fi care vei trăi cu ea și vei ajunge la avort, tu vei trăi și el care vei fi neînfrânat și o vei bate sau o vei fugări sau te vei divorțezi. Deci dacă în mănăstire nu ești bun, nici în lume nu ești bun. Și am spus, un an de zile de curățenie totală și după aia ai dreptul să alegi între căsătorie și călugărie. Îți dau voi, nu l-am mai văzut. Deci lupta a fost prea grea. N-a prins cultura, dalta a fost prea dură. Dar dacă a fost dalta dură, tu te-ai curățat de un lucru. Deci ca duhovnic nu poți să accepți penitentului sau ucenicului tău să te manevreze el cum vrea. Adică tu când vii la spovedanie, nu duhovnicul ascultă de tine. Tu asculti de duhovnic, el asculte de tine în măsura în care îl interesează stările tale interioare. Dar el te manevrează pe tine în raport de puterea ta interioară. Deci nu, că părinte, eu nu pot face asta, ori îți convine, ori nu-ți convine, eu fac și știu eu. Ei, dacă ori îmi convine, ori nu-mi convine, mergi să te spovedească cine vrea și fă și vrei tu. În biserică mai este puterea disciplinară. Deci legată de ascultarea față de duhovnic sau față de biserică sau de ascultarea canonică, legată de tot ce am discutat mai sus, de treptele postului și de celelalte. Deci puterea disciplinară, fără puterea disciplinară, nu se face virtute în biserică. Adică chiar dacă tu ai putere să postezi 10 zile, vei ține 8, cum ți-a spus duhovnicul, chiar dacă tu ai putere să dormi 3 zile în picioare, vei dormi una, cum ți-a spus duhovnicul, chiar dacă tu ai putere să stai în cap, vei sta în picioare, că așa trebuie să stea orice creștin, nu în extremă sau în exces, și dacă ți-a spus duhovnicul că nu-i bine așa, bine dacă și el este la rândul lui încercat. Să fiți un lucru atenți, ascultarea față de duhovnic merge până la păcat. Să ținem minte ce spune Nicodim Gheoritul, și aici fac o paralelă. Zice, cel ce se spovedește sau vrea să o ia pe calea virtuții, să-și caute omul potrivit care să-l povățuiască pe această cale. Ați înțeles? Deci nu te duci la popa de mir și începi să vorbești cu dânsul de isihaj de treptele postului. Chiar te întreabă și el ce? Da. Sau de unde vii, măi, tineri, și cu tine? Iar în momentul când puterea disciplinară are efect în biserică, în clipa respectivă se poate vorbi deja de dezlegare, de epicleză sau de desăvârșire. Deci am mai terminat încă un capitol. Dezlegarea este ultimul act duhovnicesc executat prin puterea eclesială asupra persoanei. Sau rezultatul spovedaniei. Este primul pas în taina pocăinței și urcarea spre iertarea propriu-zisă sau urcușul duhovnicesc. Ia că am tratat foaia asta dintr-o clipă ca să vă mai scurtez din canon și acum mergem pe părtișele. Iertarea în spovedanie se face după anume criterii. Canonic. Legat de ce am spus adineaori, de asta le-am tratat așa mai în prealabil. Moral. Deci dacă canonic ai început să-ți îndeplinești canonul sau făgăduiești că îl îndeplinești, te-am iertat. Moral, dacă văd că ți-ai schimbat un pic viața, te-am dezlegat. Virtual, dacă văd că ai spăit un pic, ți-am dat voie. Intensitatea și râvna de pocăință. Intensitatea și râvna de pocăință. Deci ajungem de ne-am plecat din prima foaie. Eu deși le-am notat aici, le-am tratat acolo ca să nu vă întâlniți cu termeni noi de asta parte. Deci dacă tu vrei să scurtezi sau să lungești taina penitență, asta depinde de tine în raport de cum te vei osteni. Și aici îți spun eu că ar merge ușor o mică pagină de pateric. Greșând un tâlhar în pustie, mai las-o leapă deschis, că-i pe acolo. Deci mergând un tâlhar în pustie, la un moment dat,
găsești un duhovnic și îl întreabă, zice, eu pot să fiu iertat? Nu pot să fiu iertat. Și tai capul. Merge la alt duhovnic și îi spune, pot să fiu iertat? Nu pot să fiu iertat. Și tai capul. Merge la un al treilea, bătrân și cu oarecare experiență, pot să fiu iertat pentru păcatele care le-am făcut? Sigur că da, bă, tinere, cum să nu se poată treaba asta? Păi și cum? Și că stai jos să te spovedesc, să așează frumos în genunchi și spune, am ucis cu tare, am făcut cu tare, cu tare, cu tare, cu lacrimi. La care cel care, deci la care cel care se spovedea sau își spunea păcatele, început să se plângă cu căință. La care duhovnicul îi spune, zice, fiule, cred că 10 ani ți este de ajuns. Ei, părinte, nu râde de mine, zice, nu-ți bate joc, cum 10 ani pentru atâtea păcate? Nu, fiule, 5. La un moment dat ăsta spune, zice, părinte, dar chiar mă nenorocești, zice, chiar nu vrei să mă împaci cu Dumnezeu? 2, fiule. Ăsta iarăși, părinte, dar nu se poate, mai bine să mor de viu decât să mai greșesc. La care ăsta îi spune, zice, fiule, ajungi un an. Nu se poate, părinte, zice. Pentru păcatele mele cele multe, eu nu mai merit niciodată iertare în fața Dumnezeu. Sunt prea păcătos, o pocăință de o viață. Nu, fiule, zice, zi Tatăl nostru. Și când a ajuns să zică Tatăl nostru, la un moment dat a zis, și ne iartă nouă greșelile noastre, cum și noi iertăm greșițelor noștri. Zice, ierți celor ce ți-au greșit? I-am iertat, părinte, zice, dar nu știu dacă mă iartă Dumnezeu pe mine. Ci că te-a iertat. Și în clipa când i-a făcut dezlegarea, îngerii i-au luat sufletul. Deci ați văzut cât a durat pocăința, deci asta este intensitatea de iertare de acum, nu de penitență. Unu. Al doilea caz. Un tâlhar care alerga prin pustie, urmărit de urmăritorii lui, fiindcă furase ceva într-o cetate, ajunge la stâlpul lui Simeon Stâlnicul. Și în clipa când îl vede pe pusnic că strălucea în rugăciune, spune și el o rugăciune în scurt, că Doamne, dacă mă scap din mâna acestor urmăritori, îți promit că mă fac ca el. Dar el nu s-a referit ca stâlnic, adică care să lumineze ca el. Și ia Dumnezeu sufletul și vede Simeon Stâlnicul cum îi duceau îngerii sufletul așa. Și apar din urmă și urmăritori acolo lângă stâlnic. Și că dă-i nou hoitul ăsta spurcat să nu vă atingeți de el. Și a dobândit el, zice, într-o clipă, eu n-am dobândit în 24 de ani de nevoință. Ia ca intensitate de iertare. A doua. A treia. Stătea un tâlhar și plângea, închis în temniță, prins din mâna urmăritorilor și urma să-i taie capul și da sentința. Anunță că-i bine la mănăstire, asta-i casă. Deci imediat, în momentul când el stătea în temniță, i-a venit o idee. Și măi, ce-ar fi să plâng și eu cu Amar cum s-a căit Petru? Și-a luat-o năframă, închide că s-aud alte zgomote. A luat-o năframă, o batistă, și-a început să plângă în ea puternic. Și din plânsul ăla a început să dea așa într-o stare de leșin și imediat i s-a arătat Îngerul Păzitor și i-a spus, hai, hai că te-a iertat Dumnezeu, hai la cer. Și lea și-l duce în rai. La care, când urmează să se facă judecata propriu-zisă la intrarea la ușa raiului, Îngerul stă nedumerit. Cum Dumnezeu deschide atât de larg porțile raiului? Și spune Dumnezeu, vine satana cu toate catastifele alea de păcate, grele, înșărate acolo, le pune pe cântar, cântarul, cântărea, n-avea ce să pună, că tâlharul nu prea mai mult răle avea făcute. Și spune Dumnezeu la un moment dat, că îngerule, merge în lume și caută faptele lui bune și adă-le pe cântar, de vreme ce i-a dus sufletul la mine. S-a dus, îngerul a căutat, a scotoșit, n-a găsit nimic. A mers că mai caută încă o dată. A mers iarăși, a căutat, n-a găsit nimic. A mai mers încă o dată și în cele din urmă a văzut cum într-un colț clipea niște mărgăritari. Erau lacrimile lui primite, erau lacrimile de pocăință. Ia batista aia cu mare grijă, o pune pe tipsie și o duce și o pune în cântarul judecății lui Dumnezeu. Și astea păcatele drăcești se fac imediat ușoare ca paine. Și din nou se aude glasul Dumnezeu. Cum te voi găsi, așa te voi judeca și în ce te voi găsi, așa te voi lua. În pocăință l-a găsit. În pocăință l-a iertat. Deci iată intensitatea de pocăință. Și un unic caz, ca să vedeți că pocăința asta este foarte mare și iertarea e foarte mare la Dumnezeu, deci el este prea bun, prea drept și prea milostiv, spune că a cerut odată Dumnezeu de la îngeri, de la cei mai înțelepți, de la Mihail, de la Gabriel și de la Rafael, să aducă toți ce li se pare lor mai scump și mai frumos pe pământ. Și au luat-o fiecare în cele trei părți ale pământului. Spre răsărit, spre apus, unul a luat-o prin mijlocul pământului și a venit primul cu un suflet nevinovat de copil, abia născut și botezat. L-a pus Dumnezeu în cântarul lui acolo și a spus că nu,
zice, frumos, se poate și mai mult. Zice, nu, nu-i nicio veselie, aduceți altceva. Merge Gabriel și vine Rafael. Vine cu sufletul unei mame care abia își dăduse sfârșitul, care se chinuia lângă copiii ei, sărmană și amărit acolo și îl pune acolo. Se bucură Dumnezeu și spune, zice, frumos, dar... Dar nu, nu se poate, zice, puțin, zice, nu se bucure, nu mă bucur. Și la un moment dat, Mihail, ce-și aduce aminte, el dacă e voievod, merge acolo într-un penitenciar din ăsta unde erau pușcăriași și găsește acolo tot felul, unii dându-se cu capul de pereți, deși au greșit și stau ei închiși, alții se căiau de faptele lor. Și ia o lacrimă atât de fină și de frumoasă, deci unul plângea cu lacrimi strălucitoare, deci el plângea, dar nu plângea cum plângem noi, de ambiții, de mânie și de dragi de noi, când n-am rezolvat nimic. Acolo dai masă. Am dat. Că este terminată asta, îmi pare, s-a oprit din ea ori din nou sau nu. Deci o ia el atât de fin și de palid și se duce cu ea la Dumnezeu. Și vede că în momentul când ajunge, deci când ajunge spre slava cerurilor, încep să cânte toate puterile îngerești. Și cântă, cântă și se veselesc și când ajunge odată Dumnezeu, și Dumnezeu o soarbe în slava lui, zice, mare dar, zice, n-am mai văzut, zice, este, cred că, cel mai frumos dar care l-am întâlnit. Și îngerul se miră, doar pentru atât, bucurie în cer să face pentru un păcătos care se pocăiește. Deci ai văzut cât de mare este sufletul care se află în pocăință și iertarea de Dumnezeu. Astea sunt niște criterii care am zis eu că trebuie să vi le spun ca să aveți așa un pic de habar, de dreptatea Dumnezeu, chiar să nu credeți că omoară pe cineva. Și apoi iertarea propriu-zisă, adică propriu-zisa lucrarea iertării, este participarea activă la viața spirituală, deci ceea ce omul face în plus pentru sufletul lui, și participarea activă la cele 7 taine ale bisericii. Deci omul automat trebuie să intre activ prin pocăință, împărtășanie, Sfântul Maslu, cununie, preoție, cum? Nu toți se fac preoți, dar toți împărtășesc de tainele făcute prin preoție, că prin preoție se săvârșesc toate celelalte 6. Iar în urcușul duhovnicesc, fiindcă de acum am ajuns la desăvârșire, este și ultima treaptă. Și cu asta cred că deja se termină, mai aveți o leacă. Deci urcușul duhovnicesc sau latura mistică, este partea tainică a credinței în Hristos sau partea isihastă. Deci este partea în care omul se înalță de acum la Dumnezeu, nu cu cugetarea, ci cu simțirea, cu inima. Și este latura mistică, care are și ea la lucrul ei, la latura ei. De acum nu va mai este greu, pentru că deja le-ați întâlnit. Deci le-ați întâlnit deja în față. Trăirea mistică duhovnicească este trăirea în rugăciune, sau viața de rugăciune activă în Iisus Hristos. Deci așa rugăciune scurtă. Doamne Iisus Hristos, Fiul Dumnezeu, miliește-mi păcătosul sau păcătoasa. Și cum ne folosim de ea? Ne folosim, deci cum ne arată Sfinții Părinți. Una, începem de la rugăciunea orală, după cantități înalte de rugăciune orală care nu trebuie să lipsească niciodată, indiferent de starea duhovnicească a omului, n-au voie să dispară, ci trebuie să existe permanent, apar uneori și exercițiile practice. De ce exercițiile practice? Nu blam aici, aș face mizerie. Hai, șterge-o. Ieși. Exercițiile practice sunt următorul lucru. Ce înseamnă? N-ai să ajungi la rugăciunea Doamnei Iisuse, gata, ai fost astăzi la duhovnic și ți-a spus să zici Doamnei Iisuse și de mâine ești practicant la rugăciunea lui Iisus. În fiecare zi, câte 15, 20, o jumătate de oră încep practica rugăciunii lui Iisus. Pe scaun sau în genunchi sau la marginea patului sau în picioare sau cum vrei sau cum îți convine, cu metania în mână pentru a nu trezvi mintea la numărarea rugăciunii, ci a o ține atentă la rugăciune și la respirație, n-ai voie să respiri tare ca să te auzi, ci așa mai ușor, mai sensibil, încep să practici ușor câte un pic de două, deci de două, trei ori, la început mai greu, o să vezi că simți o plictisală pentru prima etapă, a doua, a treia, după aia devine obișnuință. Rugăciunea lui Iisus, pe inspirație și pe respirație, alții pot mai mult, alții pot mai puțin, dar se poate. Și două rezultate de unică întâmplare, deci din ăștia băieții care îi cunosc eu, de la Scor București, un băiat care e la facultatea de drept, o experiență foarte interesantă, după 6 luni de rugăciune cu practica lui Iisus, deci la un moment dat, la fel ca și ăsta cu psaltirea pe de rost. Vine și îmi spune, zice, părinte, zice, să vezi întâmplare, zice, mi-a venit așa să plâng deodată, zice, și m-am încălzit tot, zic, eu luat duhurile în primire. El, de fapt, e prima stare a rugăciunii, dar nu trebuie primită. Din ce cauze? Sfântul Vasile de la Poiana Mărului, în scrierile lui, ne arată.
Rugăciune, deci căldura în rugăciunea lui Iisus trebuie să fie numai de la inimă. Ea poate să pornească de la rinic spre inimă și totuși rămâne falsă, fiindcă uneori satana ispitește și trebuie să fie întotdeauna nu de la inimă spre rinic, ci de la inimă spre minte, pentru că mintea și inima lucrează în rugăciunea lui Iisus. Trupul restul nu are pentru ce să înferbânte. Să înferbânt apoi tot trupul, dar de la inimă spre umeri și apoi tot trupul prin vărsarea de lacrimi. Acum eu n-am stat pe el să-l scodesc în geamă, nu de-aia, zic, eu luat satana în primire, zic, ia să nu mai primești treburi de astea. Și când nu, că am simțit o bucurie extraordinară, nici nu mai aveam chef să mă rog și că îmi plăcea așa doar să meditez. Ei, te-au luat lenea, zic. Era oricum o stare în care el o pășit după oarecare experiență. Dar nu i-am spus-o că a reușit ca să nu le am mândria, pentru că, ce sunt, spune franceză, zic, că cine vrea să fie înger, e bestie. Deci eu nu mă rog ca să ajung înger, eu mă rog ca să mă curățesc sau să mă întâlnesc cu Dumnezeu. Căderile raționale. Asta e cea mai mare bombă care am păstrat-o din subiectul de aici. Căderile raționale sunt tocmai căderile tinerilor noștri care vor să învețe rugăciunea lui Iisus, cum am spus în prima parte a discuției, așa cum învață cursurile de facultate. O citit Filocalea 8, vrea să fie rugător cu rugăciunea lui Iisus. O citit un pic pe Vasilii de la Poiana Mărului, gata, vrea să fie cu rugăciunea lui Iisus. O citit un pic pe Nechifor Crainic, vrea să fie la rugăciunea lui Iisus. O citit Urcuș prin vierea lui Părintele Cleopa, deja vrea el să fie isihast. Nu. Deci ca să ajungi isihast, v-ați văzut, numai de 4 ore sau de 3 ore sau de 2 ore, ascultați cât este de făcut, dar pe când trebuie să le faci, trebuie să ajungi în treaptă înaltă de post, trebuie să ajungi în treaptă ușoară de păcat, să nu mai fii în trepte inferioare sau grosolane, trebuie să ajungi la iertarea și la împăcarea și ascultarea devotată față de sfatul duhovnicului și apoi începi practica rugăciunii lui Iisus. Cu prietene, cu film, cu filme pornografice, cu discotecă, cu rock, cu petrește pe la facultate, nu s-a ajunge la rugăciunea lui Iisus. Poți să ajungi un creștin bun, adică ferindu-te de cursele păcatului, nedând direct prin păcat, dar asta nu înseamnă că sporești duhovnicește, deci trebuie să fim foarte atenți. Timpul sau experiența? Ni sunt prieteni sau dușmani? De ce ni sunt prieteni sau dușmani? Timpul mă poate face să ajung la o înălțime oarecare, mai repede sau mai târziu, dar îmi rămâne dușman atunci când eu n-am înțeles lucrarea și mă debarasez de ea. Și știți toate neînțelegerile din timpul lui Grigori Palama, care erau între Achindim și Varlam, și cum arată și mai departe Filocalia, mulți s-au apucat de rugăciunea lui Iisus, necunoscând tehnica, arată Simeon ăsta, Nichifor Crainic, în Sfințenia Împlinirea Umanului. Foarte bună carte, s-o căutați și s-o aveți, una din cele mai bune. Se mai găsește încă prin bibliotecă la Mitropolie, în chioșcul ăla de lemn la ușă. Am mai văzut că mulți nici nu știu și cu ea și nu o cumpără, dar e foarte reușită, pentru că numai cărțile cu povești cu babi nu prea au valoare. Deci, timpul prieten sau dușman, aici am rămas. Dacă n-am reușit să sporesc în rugăciunea lui Iisus, încep hula sau defăimarea că mie nu mi-a folosit. Ei, lasă, termină și cu rugăciunea lui Iisus. Rugăciunea lui Iisus mai are și alte trepte și vârste spirituale. Care sunt vârstele spirituale? Și vârstele spirituale sunt următoare. Starea orală, starea psalmodică și starea isihastă sau starea minței. Pentru că nimeni nu o să ajungă la rugăciunea lui Iisus până nu se învață întâi cu starea psalmilor. Nimeni nu o să ajungă la starea psalmilor până nu se învață la rugăciunea lui Iisus cu starea rugăciunii orale. Deci rugăciunea orală sau cantitativă este prima rugăciune, cum zice David. Și l-am înălțat pe Domnul sub limba mea, cu glasul meu către Domnul m-am rugat, cu glasul meu către Domnul am strigat. Sau, și l-am înălțat pe Domnul sub limba mea, sau bine voi cuvânta pe Domnul în toată vremea, sau, iarăși spune la un moment dat Mântuitorul, zice, numele lui Iisus, Apostolul Pavel, numele lui Iisus Hristos, tot genunchiul să plece a celor cerești, a celor pământești, a celor de desubt, de să cutremură raiul, să cutremură iadul și să cutremură pământul din rugăciunea lui Iisus. Nu stă nimeni de puterea numelui lui Iisus. Iacob, capitolul 18, și drașii cred și se cutremură, pentru că spune, Doamne, că cine ești Tu, Fiul lui Dumnezeu, de cine trimiți mai înainte de vreme în adânc? Vedeți în predica de la Gherghesa, când la Gadara vine și intră demonul din îndrășiți în porci. Și apoi dobândirea darurilor duhovnicești. Deci dobândirea darurilor duhovnicești vine pe parcurs. Și treptele rugăciunii sunt înalte, în primul rând le spun înalte, și apoi să vedem câte sunt din înalte. Pentru că ele sunt maxime, minime și extreme. Minime sunt treptele în care omul n-a reușit să sporească niciodată să urce pe o treaptă superioară, nefiindu-i de folos.
Ce ar fi dacă ai vedea toate babile din sat cu rugăciunea lui Iisus? Le vezi cu metania după ele, să nu mai cosească, să nu mai prășească, cu copilul din mână la grădiniță, cu furca în brâu la tors și cu Doamne Iisuse, știi? Ei, nu-i făcută societatea pentru așa ceva. Adică Dumnezeu a ales și Isaac Siru și Ioan Scălarul spun și Teofan Zăvoritul. Unul din generație în generație ajunge la revelația duhovnicească sau la răpirea mai presus din minte, deci cum a fost Apostolul Pavel, nu știu dacă în trup sau afară din trup, în al treilea cer, zice, cunosc eu pe unul, de el era vorba la învăluirea din drumul Damascului, iar Ioan, ăsta Ioan Scăraru și Isaac Siru spun, unul din zeci mii care se selesc ajunge la rugăciunea aceea curată sau de foc a inimii, adică când varsă lacrimi și inima se înferbântă. Așa. Trepte maxime. La trepte maxime în rugăciunea lui Iisus aici, o să vedeți că o să găsiți la Părintele Cleopa în urcușul duhovnicesc trei lucruri. O să întâlniți rugăciunea de sine mișcătoare, rugăciunea minții, cea din inimă, rugăciunea inimii, cea propriu-zisă, după aia înainte văzătoare, în extaz sau în uimire. De ce lucrul ăsta? Rugăciunea de sine mișcătoare, adică eu dorm și mintea mea se roagă. Omul care a ajuns la rugăciunea inimii, așa cum o prăjitură la cofetărie este și dulce și cu aromă și cu ciocolată și cu frișcă, dar este prăjitură în sinea ei, așa și rugăciunea. Este rugăciune dulce sau desăvârșită înaltă, dar are trepte de nuanță, adică are finețe. Rugăciunea de sine mișcătoare o dobândesc cei care se roagă permanent în pustii și isihii, la trepte înalte de post, ați văzut și de vețuiri curate, dar cum? În momentul când a dobândit-o, el doarme. Dar mintea lui rămâne permanent în rugăciune. Dacă, de exemplu, vine satana să-l ispitească în timpul somnului cu un vis sau cu o nălușire spurcată, imediat mintea respinge imaginea. Deci nu poți, ai să vezi niciodată în somn când nu s-a întâmplat să întâmple lucrul respectiv care trebuia să întâmple negativ. El se întâmplă pozitiv, deci ești salvat. Sau raționezi în somn, asta nu-i bine, e păcat. Aia e mintea care se roagă. În timpul somnului, foarte rare sclipiri apare și la oameni din rând. Ei nu știu de treaba asta. Extremele. Sunt și extreme care duc pe oameni la nebunie. Arată Filocalia 8, din și cauză. Deci înainte de a ajunge la rugăciunea inimii, foarte mulți cad și se dărâmă. Apar vedenile, apar îngerii, apar viziunile, apar visele înalte, convorbiri cu Maica Domnului, cu îngeri de lumină, cu Iisus Hristos. Astea nu trebuie să primite. Spune ăsta Solomon, zice, și celălalt și tuturor visurilor nu crede filozof duhovnicesc să numește. Din și cauză, când ajungi la stări înalte de, când ajungi la stări înalte de rugăciune, deja dracul vine să te ispitească și pe calea sensibilă, rațională. Nu mai vine numai cu imaginația. Vine el și cu imaginația să te facă să vezi minuni și nu știu ce. Dar vine să te prostească și prin somn să-ți arate cheșnii vaspi. N-auți cu mintea. De exemplu, întâlnisem odată un caz, nu contează cine persoană, și îmi spune, zice, vai, zice, noaptea asta am avut un vis grozav, zice, am visat că eram la picioarele Mântuitorului pe tron și, zice, la un moment dat mi-a spus, zice, iertată ești de păcatele tale. A, zic, deja ai un an de când vii la biserică și deja te-ai iertat. Păi, zic, ce-ar să fac Adam care a luat o gură de măr? Dar dacă mânca un rubzac de miere, cum ai mâncat tu un rubzac de păcate toată viața, s-a întâmplat. Și rămâne ea și, că, cum și, păi, mă luați în râs? Păi, nu te iau în râs, zic, e de plâns. Cum după un an de venit la biserică, deja ți-a pus Mântuitorul mâna în cap și a ajuns la tronul lui Stier. Deci era dracul care și-o bătut joc de tine. Și în momentul când, deci în momentul când vin extremele, dracul te înșală. Și ați văzut patericul egiptean plin de minuni neadevărate. Ați văzut la falsă minuni, la falsă întâmplări acolo, când unul venea îngerul și îl scula la rugăciune și el de fapt era satana și apoi ucide pe tatăl său, când bătrânul se plimba prin pustie și a venit dracul cu creangă de finică în chip de arhanghel și i-a spus, zice, pentru viața ta curată și rugăciunea ta sporită, vin să-ți vestesc mare minuni la Dumnezeu, pleacă că ai greșit adresa, și că eu vreau să-l văd pe Dumnezeu dincolo de moarte. Grigorie de Capolitul, care în peștera unde a stat el, apare dracul în chipul de căruță cu cei 40 de mușeniști. Și ăsta când își face cruci, că aude deodată pe un drac mai strălucitor și că ai închină-te lui Hristos. Ăsta face cruci și întreabă, dar cui m-am închinat toată viața? Și nu m-am închinat lui Hristos. Și atunci a pocnit și a rămas o putoare din asta 40 de zile în peștere. Apoi întâmplarea din Pateric cealaltă, în care a venit dracul la ușa bătrânului și i-a spus, zice, vrei să nu te mai lupti nici o patimă, zice, aruncă icoana născătoare de Dumnezeu, zice, că pentru rugăciunea ta înaltă, zice, eu, zice, am venit și te chinuiesc, dacă nu te-ai mai ruga, zice, n-ai mai avea probleme.
Și ăsta se duce și întreabă de un bătrân, că ce-o fi asta? Uite ce mi s-a descoperit mie de la satana. Mergi și spune că mai bine să fii desfrânat o Alexandrie, deci cetatea de lângă pustia de unde erau, decât să te lepiți de icoana Născătoare Dumnezeu. Și atunci dracul îi spune, nu e de la tine asta, tu nu gândești așa ceva. Asta e de la bătrânul și la împelița de colo. Deci a știut de unde i s-a vestit, pentru că și dracii la rândul lor sunt pitonicești, arhiconi și înainte mergători, ei știu să înșele pe om. Dracii arhiconi vin și-ți bagă rațiuni înalte în cap să-și bată joc de tine când te rogi. Dragi pitonicești vin să-ți descoperi viitoruri false în visă și în vedenie ca să te dărâmi pe partea asta la altă amință, iar dragi înainte mergători vin să-și bată joc de tine să nu poți lucra o virtute. De exemplu, îți pui în plan să mergi mâine la biserică, îți rupi tocul la pantof, îți pui în plan să mergi mâine la mănăstire, vezi că ți-i murdar bulerul la cămașă. Mai vede dracul că te-ai pornit, totuși ai trecut peste asta, te face să scape autobuzul. Deci are el de lucru, el nu stă niciodată degeaba. S-a constatat în continuare că singurul punct fort, unii nu sunt șomeri, iadul. Acolo se înrolează noi forțe de muncă. Mergem mai departe. Rămânând la rugăciunea de sânii mișcătoare, pentru că am trecut deodată brusc în ea, întâi de prezent și apoi vom vorbi numai de una singură din ele. Mai departe, la rugăciunea de sânii mișcătoare este imediat prezentă cea duhovnicească sau înainte vedere celei duhovnicești. Cum se manifestă această rugăciune? Stătea Avanton în pustie și deodată spune fraților să ne închinăm că iată sufletul Avei Amun zboară la ceruri. Și ăștia ucenici și spun cum? Și că iată acum este în fața noastră, închinați-vă. Deci avea rugăciunea înainte văzătoare. Deci era atât de înalt și de subțire rugăciunii încât vedea duhurile înmaterializate. Cum le vedem noi astăzi, cum le vedem noi între noi. Deci vorbea cu duhurile, Macarie cel Mare, mergea prin pustie și în timp ce se ruga și-a ridicat un compatriot, deci un frate al patericului, l-a ridicat din căderea în care era printr-un oarecare vicleșug duhovnicesc, sau să spunem așa, un fel de altercație, o șmecherie duhovnicească. Vede pe dracu stând la ușa lui, îl leagă cu puterea cruce și îl întreabă, zice, tu ce cauți mai aici? Păi zice, eu stau la ușa lui Teopent, că zice, permanent zăbovește cu mintea în curvie și se linevește în rugăciune. Zice, bine mai întunecatului. Și intră acolo la Teopent, intră în chilie și spune, că cum petrești fiul cu darul Dumnezeu? Că bine cu rugăciunile tale, avu. Că măi, Teopent, zice, sunt așa de bolnav, sunt nevoie să faci câte o rugăciune în fiecare zi pentru mine. Dumnezeu mi-a descoperit asta. Fac, părinte, e foarte mirat, adică cum, eu să nu fac pentru Ava Macare, care e mai marele pustiule. Și în momentul când a început o rugăciune, îi vine în capul Teopent, mă, dar eu fac una pentru el și una pentru mine, nu, ia-ți fac și una pentru mine. Și trecând la oarecare vreme, îl vede pe dracu stând în ograda chilii, nu mai stătea la ușă. Și că, dar ce faci, mai dragi aici? Și că stau la ușa lui Teopent, că văd că s-a răzvrătit și ăsta împotriva mea, și că văd că a început să roage, zice, era unii cu care îmi făcea voia. Mai treci un timp și îi spune Sfântul Macare, că măi, Teopem, cu darul Dumnezeu m-a făcut sănătos, dar mi-a vestit Maica Domnului că așa doua rugăciune trebuie să o faci pentru mine. La care ăsta îi spune în minte, Teopem, la cugetul lui, măi, fac eu două pentru Ava Macare, dar eu pentru mine să nu fac două. Și el făcea patru deodată de acum, deci urcase în rugăciune. A ieșit dracul și stătea undeva în preajma chilii, așa ca un câine de pază, mai la o depărtare. Acum, întâmplător, Sarsaile, fiind din nou întrebat de Sfântul Macare, îmi întreabă, dar ce faci aici, mă, întunecatule? Păi zice, ce să fac aici? Zice, văd că Teopent ăsta să îl bătășește pe zice trece. Zice, stau de pază lângă el, că zice, cu alții în pustie nu mai am treabă, nu mai pot să mă răsprâng asupra lor. Și atunci îi spune la un moment dat ăsta Teopent, Macare lui Teopent, măi Teopent, zice, acum din mulțumire că m-am făcut sănătos, mi-a vestit Maica Domnului că trebuie să faci trei rugăciuni pentru mine, zice. Și zice, cu mila lui Dumnezeu, după aia o să scapi. Ei, se gândește el Teopent așa. Și măi, dacă fac eu trei pentru Ava Macare, de ce să nu fac trei pentru mine? Dar dacă mă trezesc eu cu mâini, păi mâini, Ava Macare mai are nevoie de rugăciune și el bătrân fiind, de acum râvna așa bună cum lucra. De ce să mai vină el să-și bate drumul până aici? Ia să fac eu deodată patru pentru el și patru pentru mine. Și trecând Ava Macare prin pustie, deci l-a văzut pe dracul depărtat de chilia lui și mergând undeva plângând prin pustie, ce faci, zice, întunecatul, unde mergi? Plec la alți frați, zice, că aici în pustie asta s-au răzvrătit toți împotriva mea, zice. Aveam, zice, singur pe Teopem, care acum, zice, a început cu adevărat război împotriva mea. Sau o altă înainte vedere, o altui pusnic, deci ca să vedeți cum lucrează înainte vederea, deci s-a pus din nou la rugăciune și a început să se roage. Și a văzut deodată dragi, cu coasă, cu bâtii, cu furci, cu fel de fel.
Și întreabă, zice, ce e, fraților, ce faceți aici? Păi zice, am început război. Și cum dai război? Păi zice, dacă ai început să te rogi. Păi zice, și ce trebuie să fac? Oprește rugăciunea și postul și nu mai avem nimic cu tine. Ai, învechiților, în realitate, zice, am să mă rog și mai mult decât atâta. Și a început să se roage și până s-au depărtat dracii de puterea rugăciunii ca focul și s-au mistuit de puterea rugăciunii. Pentru că înainte vederea este un dar care îl primește numai oamenii desăvârșiți. Sisoie cel mare la moarte a avut puterea de a, puterea vederii sau puterea rugăciunii să măsoară mai multe prin credință. Și avem pe Foti, pe Ioan din Constantinopol și pe Sfântul Marcu din muntele Francis, care au mutat muntele cu rugăciunea, știți, din viața din aprilie, este a unei din ei, a lui Sfântul Marcu Franciscanu. Deci când ne spune de ai credință cât un sâmbur de muștar, zi muntelui să mute și s-ar muta. Ei, noi azi nu reușim să ne mutăm prostia noastră, dar păi să mai mutăm muntele. După aia, este rugăciunea de nădejde. Ca să vedeți, și asta este o stare dinainte vedere. Pentru că și ăsta s-a folosit. S-a pus ucenicul în ascultarea față de duhovnic. Deci s-a pus ucenicul, a deschis psaltirea și a început să citească. Bătrânul s-a pus în scaun și a căzut în extaz. Și cu metania pe mână tot învârtea. A trecut prima săptămână din postul mare, nu s-a mai trezit bătrân. A trecut a doua săptămână, nu s-a mai trezit bătrân. A trecut a treia, nu s-a mai trezit. A patra, a cincea, a șasea. În joia mare, deci în joia patimilor, se scoală bătrânul și îi spune, că fiule, dar ce faci? Păi zice, mă rog. Și da, ai pregătit puțină fiertură? Păi dar nu mi-ai dat blagoslovenie. Păi zice, ce mâncăm noi astăzi? Deci că e joia mare. Păi și cum, fiule, tu n-ai mâncat până acum? Zice, ce ai făcut? Păi dacă nu mi-ai dat binecuvântare? Păi dar și de ce nu m-ai trezit? Zice că am văzut că dormeai în somn adânc și fața era luminată. Deci el era în extaz, deci trupul era în, pe pământ, iar mintea era în cer rapidă, deci la Dumnezeu. Ei, la această stare de, rugăciune n-ajunge decât unul din generații în generații. Iar la rugăciunea inimii, unul din 10.000 care se sălesc. La ora actuală, părerea mea, ca să spun așa, să nu exagerez, o fi pusnicul Nicodim de la Tarcău, bănuiesc treaba asta, o fi părintele Cleopa, părintele Paisie care a murit, părintele Staniloae care a murit, eu un presupus, deci nu legiferez cu notă de lege. Sau o fi chiar, ăsta cum îi spune, părintele Arsenie Papa Cioc de la Techergheol, care este un bun sărit, și nu pot spune același lucru despre părintele Teofil Părăian, care mi se pare mai mult un bun teolog, ca să spun, de o care a trei. Deci trebuie să știți următorul lucru, și aici vă las un pic atenți, să fiți atenți. Făptuirea morală este întotdeauna în urcușul duhovnicesc schimbarea păcatului cu virtutea. Adică în locul beției înfrânarea, în locul desfrânării curățenia, în locul hoției milostenia, în locul zgârcenii slobozenia mâine, în locul mândriei smerenia. Asta e prima treaptă. Deci după ce le-ai făcut pe astea, poți să începi asta prin duhovnic, bineînțeles. Începi contemplarea naturală în duh sau urcarea la Dumnezeu prin rațiuni înalte. Frumos-i pomul, frumoasă-i floarea, frumos-i pământul, frumos-i raiul, dar toate mai frumoase decât toate sunt nu altceva decât astea cum le spune. Sunt frumusețile raiului, florile raiului, viața veșnică și toate celelalte. Deci contemplarea la viața de dincolo. Asta este vederea a șasea sau a șaptea a minții din Petru Damaschin, eu nu am exact în minte ordinea lor. Adică vederea inteligibilă a celor de pe pământ și în cer, și rațiunea lor din fire. Deci ce vedem pe pământ și transcendentarea lor mai presus de fire în cer. Am spus eu aici așa la urmă, ușor, deci trebuie să fiți atenți la două lucruri la care trebuie să vi le mai explic și cu asta ne cam apropiem din oarecare ușor final, nu prea puternic, dar un pic de atenție trebuie. La rugăciunea lui Iisus, deci după ce am îndeplinit tehnica postului, tehnica postirii, ascultarea de duhovnic, psalmodia și toate elementele astea de, ca să spunem așa, de încercare sau de meditație, trebuie să mai treacă mintea prin două stări. Starea de imaginație sau două vâmi, cum le spune părintele Cleopa, și vama rațiunii, asta e vorba de lucrările minții. Imaginația sau fantezia te împinge la în timpul rugăciunii, la a da lui Dumnezeu formă. Asta în câteva cuvinte ca să înțelegeți, să nu vă răspândiți cu mintea prea tare la nu vă bag în prea mare adâncime, că nu are rost. Le găsiți în filocalie, nu are rost să le spui eu de acolo, să vi le repet în față. Deci, prima dată, practic, n-ai voie să-i dai lui Dumnezeu formă. Deci Dumnezeu nu e nici în fața ta, nici în spatele tău, nici în dreapta ta, nici în stânga ta, e în inima ta,
îi încerc și pretutindeni. Căutați împărăția Dumnezeu înăuntru vostru, dă-mi fiul de inima ta să-mi fac locaș în ea, cine intru mine eu întru el și cine mănâncă trupul meu și bea sângele meu, deci eu ne-am pornit de la început. Iar pentru rațiune, imaginațiile la fel, aici mi-a scăpat o secundă, pot fi bune și rele. Adică cum pot fi bune și rele? Imaginațiile întotdeauna pot să fie bune. Atunci când ne imaginăm muncile iadului, când ne imaginăm că vom fi judecați sau osândiți ca să ne aducă smerenia, dar nici de cum că am văzut pe Dumnezeu înger și altceva ca să nu ne ia mândria. Iar lucrările mință din rațiune sunt tâlcuirile înalte sau amestec cu dracilor teologi care vin în momentul rugăciunii ca să ne fure mintea în timp și medităm cu rugăciunea Doamnei Iisuse și să ne bage cu totul în alte laturi, adică să ne trântească imediat în a raționa Scriptura, Biblia. Și vă dau un exemplu de al părintelui Cleopa, mai concret. Deci stai la un moment dat și te rogi în saltire și găsești acolo cuvântul. Și că munți au săltat ca berbece și dealurile ca miei oilor. Ce-o fi asta? Munți au săltat ca berbece. Deci munții sunt oameni virtuoși prea înalți și ei sar suișuri apus din inima sa în putere în putere. Spune tot David în salt. Deci pe zi ce trece prin sporire și putere duhovnicească, la un moment dat te trezești. Deci, la un moment dat, te trezești că tu ești tot cu o treaptă și mai înaltă, și mai înaltă. Dar sfințe, totuși, să vă rămână în minte, așa înalți cum erau în lucrarea lor isihastă, pomeneau tot timpul rugăciunea asta. Miluiește-mă pe mine păcătosul. Deci, Doamne Iisuse Hristos, Fiul Dumnezeu, miluiește-mă pe mine păcătosul. Deci, sfinți fiind, spuneau miluiește-mă pe mine păcătosul. De ce spuneau miluiește-mă pe mine păcătosul? Pentru a rămâne la starea de penitență, chiar dacă nu greșim. Deci, ca sfânt, nu mai curvesc, nu mai beau, nu mai înjur, nu mă mai înalț cu mintea, nu nimic. Dar pot greși. Adică, lucru care trebuie să vă rămână exact de unde am plecat, uite că am făcut schema aici, exact de unde am plecat și unde am ajuns, este următorul. Deci ca să ajung de la Adam cel vechi, la Adam cel nou, prin Hristos, trebuie să trec prin păcat, prin pocăință, prin iertare, prin desăvârșire și să ajung la sfințenie, dar în Iisus Hristos, dar cum? Om curat prin puterea Duhului, dar nu înseamnă că simțul meu s-a curățat total. Deși vreau să vă spun că nu s-a curățat total. Deci ne-a rămas potența de cădere prin faptul că am gustat din pom, prin Adam, mai înainte de vreme. Deci noi nu mai avem starea de desăvârșită de a înțelege. Starea de desăvârșire nu are hotar. De aia se spune cerurile cerurilor și apa mai presus de ceruri. Deci ceea ce înțelege mintea noastră din Sfânta Scriptură este una, ceea ce ne îngăduie Dumnezeu să înțelegem este alta, cea care este adevărata înțelegerea în Sfânta Scriptură o știe numai Dumnezeu, iar ceea ce poate Dumnezeu să descopere celor care voiesc sau pe care iubește El, nu poate să cuprindă mintea omenească. Deci nu este hotar în sfințenie, nu este hotar în desăvârșire și nu este hotar în urcușul isihast. Dar în schimb este un lucru. Este unirii în Hristos. De acolo de unde sunt dulceața și unirea în Hristos, ai ajuns, de fapt, la urcușul duhovnicesc sau la odihna duhovnicească. Odihna duhovnicească e de două feluri. La sectarii sâmbăta, că ei au rămas tot sâmbăta, ieșirea din păcat. La noi e duminica, că noi am ieșit la odihna din virtute și trecem la ziua opta sau la unirea cu Dumnezeu. Cum? Prin unirea în rugăciune. Deci noi am depășit pragul material. Am ieșit din trup, cu mintea și ne-am înălțat la cer. Adică am făcut convorbirea cu Dumnezeu. De fapt, ce este rugăciunea? Convorbirea minții cu Dumnezeu. Am urcat pe verticală și am părăsit orizontală. Orizontală e materială și verticală e spirituală. După cum e și brațul cruce. Am zis așa mai departe, că trebuie rugăciunea umple și zidește. Și am vrut să vă fac o mică paralelă la legătura asta, ca să nu încheiem subiectul chiar din fug, așa. Pitagor. Ați fost atenți în momentul când Mântuitorul s-a schimbat la față. Lumina a țâșnit dinăuntru. Deci era dumnezeirea întreagă. În om, când a ajuns la rugăciunea înaltă, căldura țâșnește dinăuntru, din inimă. Schimbarea la fața Mântuitorului sau întâlnirea cu Moise și cu Ilie nu este altceva decât întâlnirea minții și a inimii la un loc cu Hristos. Spune Apostolul Pavel că mintea înghite Sfință Părința asta la rugăciunea lui Iisus și Pavel legiferează. Ci că mintea înghite inima, asta, inima înghite mintea și Hristos înghite inima. Și spune acolo Apostolul Pavel, ci că mare taină zic în Hristos și în biserică, că zice, va logodit pe voi mire și mireasă unui mire nestricăcios în vecii vecilor. Deci când inima a ajuns să-L înghită pe Hristos,
omul care a ajuns la acest extaz nu mai poate să mai, la această lucrare adâncă, nu mai poate să mai greșească sau să mai roage cu cuvinte, nici cu Tatăl nostru, nici cu Doamne Iisus. Spunea Părintele Cleopa că am întâlnit un pusnic care zice că i-a spus doar atât, dar Iisus e al meu, Iisus e prea dulce, Iisus e milostiv, deci cuvinte scurte ca să nu mai răpească din minte starea aia de dulceață. Și spune că atâta lacrimi a vărsat că s-au umplut vreo 5 batiste, dar atât de adâncă era dulceața rugăciunii, încât vreo câteva săptămâni n-a mai simțit foame sau sete. Deci a ajuns la o stare atât de înaltă încât simța nevoia permanent să se roage. Pentru noi creștinii de rând, semnul cel mai adecvat în rugăciune sunt lacrimile, dar nu la vedere, cum fac sectarii sau babile prin biserică. Mi-a plăcut într-o zi expresia unei doamne, probabil din înalta clasă, zic, sunteți credincioasă? Părinții, să spun sincer, mă rog, acasă citesc și la psaltire și postez, dar zic, ce spun adevărat, eu nu pot să le suport pe astea îmbrobodite care să-mi orlăie pe la icoane. Zic, astea nu sunt credincioase, sunt niște pățarnițe. Zic, nu judeca că merge în iad. Ba, judec că nici lui Hristos nu-i plac de astea. Deci ea era foarte categoric în chestia asta, adică fii credincios, dar nu te miorlăi pe la icoane, adică fii demn. Ei, cred că lucrul ăsta îl cere și Dumnezeu, deci la schimbarea la față în tabor, el nu s-a smiorcăit, s-a schimbat la față și le-a demonstrat apostolilor că prin rugăciune și prin jertfă lumea se poate schimba de la o stare la alta. Învierea, iarăși o altă stare de umplere în rugăciune și de săvârșire. Ce s-a întâmplat la înviere? Bucurați-vă! La un moment dat, Mântuitorul, deci proparul învierii, spune, toate s-au umplut de lumină, și cerul, și pământul, și cele de dedesubt. Și cerul, și mintea s-au umplut de lumină, și pământul, și inima, și cele de dedesubt. Și partea poftitoare să poftească numai pe Dumnezeu și să iasă din păcat. Propar dogmatic, omul e făcut din trei părți. Partea rațională până la gât, la sânul stâng, partea irascibilă de la sânul stâng și până la gât, și partea, deci partea irascibilă de la sânul stâng până la centură și la centură în jos, partea poftitoare. Era Nicodima Gherit, tu vezi războiul nevăzut. Dar ce se întâmplă? În momentul învierii, omul spiritual s-a luminat tot. Deci toate cele trei părți n-au poftit decât pe Hristos. Pentru că la un moment dat, un alt tropar spune, zice, veniți să bem băutură nouă, nu din piatră steaclă făcută cu minuni, ci din izvorul milostivirii care adapă toată făptura. Cum adapă Dumnezeu făptura decât prin rugăciune? Cum poate să adapte fiecare om din fântână? Și spune samarineanca la fântână, că n-am găleată, zice, n-am cu ce să scot. Ei, dacă ai fi știut cine ți-ar fi cerut, ci că ai fi băut apa vieții și n-ai mai fi însetat niciodată. Deci cine a cunoscut pe Dumnezeu cu adevărat și inima lui s-a rănit de Hristos, nu îl mai pierde niciodată, rămâne veșnic cu el. Iar un om care a luat-o, că aici vreau și să ajung, un om care a luat-o pe calea rugăciunii și cedează, cum spune Apostolul Pavel, nimeni punând mâna pe plug să nu se uite înapoi sau să se întoarcă, ăla de fapt nu s-a rugat niciodată. Pentru că rugăciunea nu intri ore fixe, spunea Părintele Stăniloae. În autobuz mă rog, la fabrică mă rog, la birou mă rog, la școală mă rog, pe stradă mă rog, la servici mă rog, cineva va zice, dar mai lasă-mă, domnule, cum atâta rugăciune? Dacă sunt învățător 1-4 și eu învăț pe copii și scrie, eu rugăciune. E o rugăciune, pentru că aia o fac cu dragoste și devotament. Sunt doctor în spital și tai un apendic de aici, o bucată de ficat de colo, o fiere de dincolo. Cos și cărpesc, că sunt slujba lui Dumnezeu și fac un act de dragoste față de aproapele care trebuie să-l iubesc ca pe mine însumi, nu? Când îl învăț pe copil la școală, ca pe mine însumi, când fac pâine în brutărie, nu? Ceilalți dorm la bloc, dar schimbul 2 din noapte, care pâinea prin oraș la magazin, nu-i dragostea față de aproapele. Poliția asigură paza. Renelul asigură curentul, salvarea asigură cazurile izolate de câte întâmplări. Deci vezi, toate din slujba societății sunt puse într-un urcuș din viere și de ajutorare, pentru că toate poruncile se termină în una singură, să iubești pe Domnul Dumnezeu cap, mai presus de tot cugetul, iar pe aproapele ca pe tine însuți. Deci după înviere, când toate s-au umplut de lumină, înălțarea, la înălțarea la cer, deci la înălțarea la cer, și aici mă opresc și să fiți foarte atenți, Mântuitorul, deodată când se înalță la cer, îi spune ucenicilor, așa am plecat, deci când am început, cred că ați fost atenți, nu vă depărtați de Ierusalim ca să vă îmbrăcați cu puterea de sus. Și a venit Duhul Mângâietorului, care pretutindeni este și de la Tatăl purcede. Și zice, eu vă voi trimite alt Mângâietor care va fi cu voi până la sfârșitul veacului. Deci nu există altă mântuire, altă înălțare, altă înviere, alt tabor și schimbare la față, altă practică isihastă și unire cu Dumnezeu mai mare decât prin tehnica isihastă ortodoxă. De ce? Nu că e dreaptă credința, dreapta a rămas că a făcut-o Hristos.
pentru că păstrează izvorul la Ierusalim. Dacă Sfânta Lumină va veni la Roma, noi ne trecem la catolici. Dacă Sfânta Lumină va veni la anglicani, ne trecem la anglicani. Dacă va veni la protestanți, mergem și la ei. Dacă va veni la sectari, ne împărțim și pe la ei cu jumătatea. Dar dacă vine la Ierusalim, ne ținem de Ierusalim. Chiar de a fi să rămână în România zeci ortodoxi, să fim noi aceia. Pentru că fiți siguri că vom lua în alte cununi de mărire de la Hristos. Nici nu mă închipuiesc cum i-ar sta așa cu o cunună strălucitoare pe cap. Deci vă dați seama. Un alt lucru, deci, care trebuie să vă rămână în minte, Mântuitorul a spus la înălțare prin cei doi îngeri. Și cu asta vreau să închei. A spus așa. Și că, ce vă mirați, bărbați Galilee? Precum ați văzut pe Fiul omului înălțându-se la cer, tot așa va și veni pe norii cerului. Iar mărturiile din Apocalipsă și alte semne ale sfârșitului spune, precum tunetul sau fulgerul de la răsărit la apus sau de la miază zi la miază noapte, așa va veni venirea Fiului Omului și semnul Fiului Omului se va arăta pe cer. Deci când se va arăta crucea pe cer, începe vremea apocaliptică. Iar legat de înșelările astea prin folosirea numelui Lui Dumnezeu, pentru că este tot legat de tehnica, de rugăciuni și de alte șmecherii care astăzi circulă, minuni de tot felul, și vă rog, cu foarte mare predilecție, eu am o boală extraordinară pe minuni. Eu când aud de minuni, mă îmbolnăvesc. Deci mă duc la spital numai din cauza minunilor. Nici nu mai este nevoie să mă îmbolnăvesc de altceva. Nu există minuni, mai fraților, numai înșelătorii. La coada veacului le spun la oameni de fiecare dată în biserică. Este o evanghelie care m-am obișnuit, o știu pe din afară. Lunea, când începe postul mare, în prima luni din postul mare, spune evanghelia așa. Dacă auziți că Hristos este aici sau acolo, să nu vă duceți. Dacă auziți că este prin casă sau prin pustiu, să nu vă duceți. Dacă ați auziți de războaie, de cutremuri, de răzneriță, să nu vă spăimântați, că zice, de-abia e începutul durerii, și că veți fi prinși, veți fi dați, v-ați jocoriți, bătuți, prigoniți și așa mai departe. Nici nu mai repet Evanghelia de la min la min. Dar spune, zice, niciun fir de păr din capul vostru nu se va clinti fără voia Dumnezeu. Și mai departe spune așa. Zice, prin răbdarea voastră veți dobândi sufletele voastre. Iar Sfântul Ioan Gură de Aur, în învățăturile lui, spune așa, și că minunile au încetat și vorbirea în limbi a încetat. Roada Duhului este dragostea, nu vorbirea în limbi. Asta legat de sectari. Iar legat de minuni, spune așa, minunile sunt pentru necredincioși. Noi suntem credincioși, avem înviere, avem botez, avem taina bisericii, avem liturghia. Noi nu avem nevoie de altă minune. Cea mai mare, deci cea mai mare minune după Isaac Siru, este să-ți vezi pururi păcatele și să le plângi până la sfârșitul veacului. Spune că Sfântul Pafnutie a furat în tinereța lui când era copil o pară, dintr-o grădină. Și a plâns, spune, i-a putrezit genile la ochi. Auzi, pentru cât? Da, păi pentru câte le-am făcut noi sau le facem în fiecare zi. Sau un alt caz relatat tot de felul ăsta pe care îl spune Evanghelia, că la vremea de apoi, asta e foarte băbească, o știu și babile, că vor ieși prorocii și Hristos și mincinoși. Și auzam din gura părintului Cleopa Dien cazul, că la vremea lui Antichrist va face să plângă icoanele, să vorbească, să curgă foc din cer, să iasă pâine din paie uscate, să iasă vin din viță uscată, din coz de struguri. Și atunci mă întreb un singur lucru, dacă îi va înșela și pe cei aleși, cu ce se va proslăvi Dumnezeu în ortodoxie? Deci trebuie să stăm, băi, fraților, o leacă mai tare. Deci nu trebuie să ne lăsăm chiar infiltrați că au ăștia bani și că-s bogați și că au făină și că au dolari și că au mașini. Asta nu are valoare, asta nu e legată de isihasm. Isihasmul nu constă în materie, Dumnezeu nu e esență, Dumnezeu e Duh și e Duh de adevăr. Și de-aia vă spun, înșelări prin folosirea numelui Lui Dumnezeu. Deci vedeți că sectarii tot în numele Lui Dumnezeu vorbesc. Ăștia protestanți tot. O parte din zăpășiță ăștia care au făcut acum noua ieră, Bahaiu. Deci toți vorbesc de o dreptate, de un adevăr, de o prosperitate. Astea sunt nebunii, măi frate. Nu mai există la ora actuală. Deci nu mai există la ora actuală, în momentul de față, putere mai mare de înșelare decât cu numele Lui Dumnezeu. Este unica șansă prin care tineretul, necunoscând adevărul, este unica șansă prin care tineretul absorbit de ideea religioasă, a luat-o fanatic, exact cum am început și v-am și spus, cu cărți, cu toate, vor să cunoască, vor într-o săptămână vor să fie pusnici, într-o săptămână vor să facă minuni, într-altă săptămână vor să zboare, să schimbă de la o idee la alta. Nu există, frate. Și în monahism, care este latura cea mai înaltă și mai desăvârșită, deci a părții isihastii sau spirituale, deci calea monahală prin cele trei voturi supreme, ascultarea, sărăcia și feșoria, și acolo își bagă dracu coada și te dărâmă dacă nu ești atent.
ori te dă în extreme și ajungi nimic, ori te dă maxime și îți rupi gâtul și cazi în derivă și în loc să ajungi monah, ajungi hulitor de Dumnezeu, sau te faci să nu faci nimic și să trăiești de pomană în mănăstiri, cum zice Moise Arapu, și că să ajungă călugării ca mirenii. Deci ai votul, dar să nu-l folosești la nimic. Adică numai să-ți pierzi vremea în mănăstiri, trebuie să fim foarte atenți. Evanghelistul Luca. Nu toți văd împărăția lui Dumnezeu care vor spune Doamne, Doamne. Spune într-o Evanghelie. Deși vreau să vă spun versetul ăsta, ca să știți un singur lucru. În numele lui Hristos toți se roagă, dar iar vă amintesc versetul lui Apostolul Pavel. Nu, zice, nu cunosc, sau zice la un moment dat Apostolul Pavel mai frumos, ci că tu ești Dumnezeu cel ce mântuiești pe cei ce te mărturisesc în adevăr. Alt adevăr decât la Ierusalim nu există. Un ostaș sau un om trecând din Ierusalim la Ierihon a căzut între tâlhari. Deci nu m-au coborât din Ierusalim și s-au dus din râpă. Sau în altă parte, iar spune Mântuitorul Hristos. Este cântarea psalmilor frumoasă a lui David. Și că cum vom cânta cântarea Domnului în pământ străin? Deci cum să ai tu inima plină de patim și să-L auzi și să-L înțelegi pe Dumnezeu? E clar că atunci te rătășești. Să zici, uitată să fie dreapta mea și să lipească limba mea de grumazul meu. Asta era un blestem iudaic. Ci că nu vă cunosc pe voi. Ia să vedem cum e cu problema asta. Vor veni la coada veacului, deci vom vedea noi minunile care le vedem, cu Mudava, cu Magina, cu nu știu care, una-i curge ulei din mâini, una-i curge bolovan din cap, alta-i curge sfințenia picoatei și așa mai departe. Vedeți ce întâmplări. Unul vindecă cu razestezie, unul vindecă cu bioenergie, altul cu apucuntură, altul cu, nu știu și mai practic, așa. Ei, și Mântuitorul o să spună la coada veacului, cum, Doamne? În numele Tău am scos drași, am vindecat, am făcut, am dres și am învârtit. Mântuitorul spune, nu vă cunosc pe voi, ghișe. Mai departe, ca să nu se rușineze numele lui Dumnezeu între neamuri, minunile s-au făcut. Dar ei n-au lucrat cu numele lui Dumnezeu. Ai înțeles? Crezi că s-au pocnit-o plănțănit. Mai departe, ați văzut iarăși în Sfânta Scriptură, pilda aia cu fata care avea duh pitonicesc, deci când treceau cei doi apostoli prin Frigia, Petru și Barnaba. Și ce a zis? Iată slujitorii adevărului. Și s-a întors Petru și a blagoslovit-o și i-a spus, zice, taci duh necurat care vorbește împotriva adevărului. Și a ieșit dracul din ea. Și a venit oameni și a zis, ești din ținutul nostru. V-am vorbit iarăși, v-am atins, dragi teologi sau arhiconi, deci teologii care vin să înșale. Ei intră în capul atât sectarii, intră în capul atât tinerii neechipzuiți și neșitiți și necunoscători a Sfintei Scripturi și a cât de cât a patristici și a învățăturilor teologice și creștini ortodoxe și se trezesc într-o nenorocire. Nu mai pune că-i gata de acum. Excesele de mândrie și iubire de sine. Și au născut. N-au născut altceva decât au născut secte de tot felul, înălțări și mărimuri de tot felul, păreri de sine de tot felul, și ați văzut câte întâmplări, și ați văzut câte ieșiri din comun, și câte abateri și aberații în biserica creștină, chiar la noi, la ortodox. Deci ați văzut. Unii leagă de capul lor, alții dezleagă de capul lor, unii se spovedesc, alții se împărtășesc, unii iau în toată ziua, alții iau în toată seara, alții se spovedesc în bloc, alții sunt cu Vladimireștiu, alții sunt cu Pucioasa, alții sunt cu Ioan de la Recea, numai nebunii de tot felul. Astea se stâng. Gamaliel înțeleptul în Scriptură a spus așa, zice, fraților, nu vă puneți împotriva lui Dumnezeu. Când este la Dumnezeu, zice, poate să se pune tot pământul, că înainte va merge. Când predicau apostolii imediat după înviere, venirea lui Hristos și mesianitatea lui în lume. Și când Adi nu va fi la Dumnezeu, vor trece toate ca o rouă, cum au trecut și celelalte. Fuga după fantezie este cel mai periculos lucru care bântuie astăzi în ortodoxia noastră. Unii au zis de icoane făcătoare de minuni, fugiți, luați-o în dărăt. Știți din ce cauză? Noi nu suntem vrednici de a vedea icoane făcătoare de minuni. Toate icoane făcătoare de minuni nu există. Avem în Pateric o tradiție exactă a unui călugăr. Din și cauză vreau să spun că tradiția, Scriptura și Patristica rămân de bază. Pentru că astea întemeiază adevărul în biserică. Spune că era un călugăr și avea el evlavii la nu știu care sfânt, parcă la Sfântul Ambrozie. Dar îi plășea lui să aibă neapărat o icoană mare. Vrea o icoană neapărat mare cu Sfântul. Și la un moment dat, cum sta în biserică, a venit satana la el. Dar era exact din ziua Sfântului. Și tocmai cârtisul el în sânia lui că n-au făcut aceștia la mănăstire o icoană mare, frumoasă, să o pună pe iconostas
cu sfântul respectiv. Și când a venit dracul, s-a dus și a luat iconița aia în mână și s-a rugat, Doamne, să nu mă lași, ai grijă de mine, Sfinte Ambrozie, de așa, așa. Dar el întreabă din icoane, zice, ei, acum dacă sunt mic, am putere, zice, știi, întreabă. Și da, știu că ai putere, ei, să nu mai vrei o icoană mare, că ori mică, ori mare, tot Dumnezeu se proslăvește printre însă, așa și voi. Ori e o icoană mai și Domnului pe hârtie, ori e o icoană mai și Domnului pe metal sau pe argint, sau îmbrăcată, sau dezbrăcată, sau pictată, sau filmată, dacă ai credință, faci și minuni. Să vă spun o întâmplare autentică de la spovedanie, neînșurată pe aici, pe acolo, pentru că la spovedanie afli multe întâmplări. Adică spovedanie este jumătate din viața... Spovedania este jumătate din viața duhovnicului din mănăstire. Pentru că toate secretele care tu trebuie să le descoperi într-o viață și timp, duhovnicul le descoperă din mâna oamenilor la spovedanie. Că oamenii nu vin numai cu păcate, să știți asta, să o aveți în minte. Duhovnicul nu e pus numai ca să audă păcatele oamenilor. Auzi lucruri mult mai frumoase din viața oamenilor, care ei nu le spun decât la duhovnic. Și îmi spune într-o zi, la spovedit o bătrânică, bine că asta nu se întâmplă în toată ziua. Zice, părinte, să spun o minune care eu n-am spus-o la nimeni, zice. Am o icoană, zice, e la 80 ceva de ani. Am o icoană, zice, cumpărată de la Nicula. Ei se duc la Nicula, este un mare hram, o mare tradiție, la icoana de la Nicula, aia cu care se înconjură biserica, care a fost găsită, dacă țineți minte, când a scurmat boul, nu știu cum, în pământ, i-a scos-o. Și ei se duc și se închină acolo la Nicula, la icoana aceea. Și acolo au găsit, i-au cumpărat litografii cu icoana de la Nicula. Și i-a dat pe băiatul ei afară din servici. Deci pe fiul babi. Și ce să facă ea baba? I-a dat băiatul telefon și i-a spus, mamă, mergi mă tale la o biserică, zice, și vezi, pănești pomeni și roagă-te cumva, uite, zice, și m-a dat afară de la servici. Baba ce să facă? Fiind singură acasă, s-a pus în genunchi la icoană și a început să se roage. Asta mai șase, azi primăvară, în postul mare, am aflat-o. Și a început bătrâna să se roage acolo, ia în felul ei și a început să strige deodată. Și, Maica Domnului, dar ești surdă, nu mă auzi. Zice, nu înțelegi, zice, copilul meu n-are servici, dar zice, eu dacă te-am iubit toată viața din tinereța mea, păi tu amu nu mă auzi. Și zice că la un moment dat, deci la un moment dat ea nu și-a dat seama de realizare, că era prea târziu când a sesizat ea și se întâmplă. Icoana s-a luminat, deci respectiva iconiță cât o fi fost ea de mare, că nu cred că era mai mare. Și îmi spune bătrâna, zice, vai părinte, cum am ispitit pe Dumnezeu și totdeauna mă căiesc că am făcut greșeala asta. Și zice, s-a început să se schimbe, zice, icoana în culorile curcubeului. Când mai strălucitoare, când mai galbenă, când mai cu foc, când mai movă, când mai roza, când în toate culorile, mi-explica aia bătrâna după pricepere ei. La care, zice, m-a luat așa un cutremur și o spaimă și s-a auzit glas din icoană. Și când mai Marie, zice. Dar dacă tu te rogi toată viața la mine, zice, a rămas vreodată când nu te-am auzit? Zice, într-o săptămână are să aibă băiatul tău servici și mai bun. Nu mai cârtii atât împotriva mea, că zice, eu te-am ajutat tot timpul. Și gata, a dispărut și lumina respectivă și a dispărut și vocea respectivă. Și exact la o săptămână, deci respectivul flăcău a persoanei respective a găsit servici mult mai bune, exact deci cum i-a spus Maica Domnului Nicone. Și ea era tânguită că deci a ispitit pe Dumnezeu, că cum a îndrăznit să facă ea treaba aceea. Și a spus că deci după ce a avut visul ăla, deci după ce a, deci următorul vis care l-a avut, deci după ce a avut întâmplarea asta, îi spune în vis o persoană oarecare. Zice, acum cu ce-i mulțumești, Maicii Domnului, zice, că ți-o împlinit dorința, zice, stai așa? Toată viața, zice, să nu mai mănânci un de lemn, iar un de lemnul care trebuia să-l mănânci, să-l pui în candelă la ea să arde, zice, noapte. Și are mai bine de jumătate de an, deci de când i s-a întâmplat ei visul ăla, ea nu mai mănâncă mâncare cu un de lemn, mănâncă lapte sau brânză sau când e de dulce sau și gustă, ea mai mult postește, că ne-ai în vârstă. Dar respectivul ulei din casa ei nu lipsește niciodată și candela arde zi și noapte la Maica Domnului. Ca drept respect că așa o primit ea prin vis în științarea aia. Bine, asta nu trebuie legiferată, excepția întărește regula. Dar vă spun, adică sunt cazuri și lucruri mult mai frumoase, care și la noi în creștinism se întâmplă, dar nu trebuie publicate. Noi nu ne batem cu pumnul în piept de ele. Deci ca drept dovadă că nu ne afișăm ca sectari. L-a durut pe unul un deget și i-a făcut nu știu ce evanghelist, nu știu ce rugăciune și îl scoate pe stadion. Pe ăsta nu-l mai doare degetul, gata, privit la acest deget, era bolnav. Deci trebuie să fim foarte atenți. Fantezia și reclama nu ține. Biserica nu-i păzită de reclamă. Biserica e organul Duhului Sfânt, îi stâlpul și temelia adevărului, casa de rugăciune, cum spune la Timotei, dar trebuie să avem un singur lucru.
biserica este locul de unde putem coborî cu pașii în iad, dacă nu suntem atenți. Și ne iese de sub limita canonică a bisericii sau sub ascultarea eclesială a duhovnicului, coboară cu pașii în iad. Direct din biserică mergem în iad, nu din altă parte. Și ca drept dovadă, Sfântul Ioan Gură de Aur spune, din 500 de preoți va mântui niciunul. Iar dintr-o mie, poate unul. Poate unul. De ce? Pentru că nu se lucrează taina lui Dumnezeu. Spune Apostolul Pavel din nou în Scriptură. Și că la vremea de apoi, pentru proasta economia tailor lui Dumnezeu, vor fi morți și boali în noroc. Și vedeți astăzi cât se împărtășesc cu nevrednicii, cât se spovedesc pe fugă, cât nu se mai spovedesc deloc, cât nu postesc, cât nu se roagă și sunt creștini. România, 87% creștini. Creștinii sunt stare de idioți. Nu pot să le spui altfel. Iar 100% lepre. Așa a spus, 10 leproși de departe sunt, strigau Iisuse Fiul lui David, miluiește-mă. Unul s-a întors să-i mulțumească. Astăzi cred că nu-i mai mulțumește decât 0,01%.